Mă numesc David Lăcătuș, sunt împreună cu soția mea, Mioara Lăcătuș, și aș vrea să fac mărturisire despre felul cum Dumnezeu a lucrat cu ani în urmă, atunci când lucram la un șantier cu Uniunea Sovietică, la Stânca Costeș de la Botoșani, și cum în această perioadă cât am lucrat acolo, Dumnezeu a făcut minuni și semne și s-a arătat bunătatea față de noi, făcând posibil trecerea unor cantități bune de Biblie din România în Uniunea Sovietică. Vreau să spun de la început că când m-am angajat acolo la acest șantier, când am fost la grup la Botoșani, la Bacău, am fost solicitat să fiu angajat ca excavatorist la un șantier pe Valea Oltului. Dar când s-au ajuns exact la punctul de angajare, îmi spune că pe Valea Oltului nu are post liber, ci are la un șantier de la Botoșani, la Stânca Costești. Când am auzit aceasta, parcă cumva m-am bucurat și am venit atunci de la Bacău, am venit la Botoșani. Am venit la Stânca Costești, era o colonie foarte mare, erau oameni veniți din toată țara care lucra acolo, și m-am angajat la acest șantier ca excavatorist. Sigur că atunci eram multă lume, eram din partea României, era cam 500 de oameni care lucrau, mai mult de 500, din partea sovietică tot era cam 500, și aveam șantierul acesta, era o zonă neutră, în care pe de partea română intram muncitorii români, iar din partea sovietică intra muncitorii sovietici, și în cadrul acestei șantier eram toți împreună și lucram toți împreună. Într-o noapte, cum eram eu pe excavator, am fost dat ca să lucrez pe teritoriu mai mult sovietic și încărcam mașini mai mici, excavatorul meu fiind mai mic, fiind un Castor, un Liebherr, aveam o cupă de un metru cub, și atunci am început să lucrez acolo, să încărc balastru și nisip din zona respectivă. Era într-o noapte, pe la 1-2 noaptea, și cum nu prea erau mașini, eu am început să citesc în Biblie, în cabina excavatorului, și deodată, fără să simt că a venit o mașină, eu deodată văd că îmi deschide ușa cineva, și când acolo era un șofer din comuna Braniște. În această comună era cam 20 de kilometri, eu cred că de la șantier, așa, și mă întreabă pe mine, ce citești acolo? Zic, citesc în Biblie. Zice, pot și eu să văd cartea asta? Și atunci, sigur că pot să o vezi. Și i-am dat cartea aceasta lui, și când i-am dat și-o luat-o în mână, o luat și o deschis-o așa, și s-o uitat la carte, și când s-o uitat la carte, o pus-o la piept, o strâns-o la piept și a început să plângă. A început să plângă foarte tare și a început să spună, Doamne, îți mulțumesc că în viața mea am putut să am și eu o carte în mâinile mele și am putut să văd și eu o carte care se cheamă Biblia. Și atunci el mi-a spus că la ei în comună biserica este făcută depozit de grâu, sunt pus scânduri în geamuri și este grâu, la dânși la biserică nu merge nimeni, dar el s-ar bucura să aibă și el o Biblie. Sigur că mi-a spus că îți dau o Biblie, eu pot să-ți dau. Îți aduc o Biblie. Și el îmi spune, zice, dar vinde Biblia asta. Și atunci a spus, zic, nu o vând, eu îți aduc altă Biblie. Și a spus, atunci las-o la mine asta până când îmi aduci alta și atunci ne întâlnim și ți-o dau înapoi. Dar sigur că nu l-am mai întâlnit și a rămas Biblia la el, dar a rămas în inima mea o dorință. Cum aș putea eu să duc Biblie din România la Uniunea Sovietică pentru oamenii care așa de greu se poate căpăta o Biblie? Acolo o Biblie era așa de scumpă cât costa o vacă. De exemplu, ei spunea așa, dă-mi mie Biblia, eu îți dau vaca. Dai-te mie Biblia, dai-te corova. În perioada respectivă erau biserici neoprotestante, baptiste, pentecostale, creștini după Evanghelie sau alte biserici care nu avea, poate dacă avea o singură Biblie în cadrul bisericii. Iar
Noul Testament era scris, Evanghelia după Matei, Marcu, Luca, erau scrise de mână, erau scrise de mână și în felul ăsta frații puteau să citească sau să urmărească în caiete scrisă Noul Testament de mână sau părți din Biblie scrisă de mână. Sigur că eu știind că la noi erau Biblii, fiindcă în Uniunea Sovietică era atunci foarte greu să intre cu o Biblie, era la fel ca și cum mai avea o armă, ca și cum mai avea ceva foarte periculos. Când ajungeai la graniță, te întreba dacă ai Biblie. Și atunci, sigur că eu m-am gândit cum aș putea eu pentru acest popor, prin această poartă, prin acest șantier, să pot introduce Biblie, fiindcă la noi era Biblie destule. Și atunci ce am făcut? Am luat prima încercare care a fost, am luat două Biblii, le-am pus așa la piept și le-am alături de corpul meu, le-am strâns cu un cerșaf, roată, fiindcă în momentul când intram în șantier eram controlați. La început era controlele mai mari, dar pe urmă s-au mai făcut posibilități mai ușor de a introduce o Biblie din partea română. Și în felul acesta am luat acele două Biblii, le-am dus în zonă, și în zona neutră și le-am ascuns undeva prin niște tufișuri, fiindcă zona neutră era așa de mare cam cât o comună mare. Era mulți, era poate de 10-15 km era în diametru de într-o parte până în alta a șantierului. Toată valea aia era tot șantierul nostru și era înconjurat cu gard, păzit cu soldați. Și atunci am dus acele două Biblii și am căutat să le dau la cineva. A durat o perioadă foarte lungă, de vreo, poate, nu chiar un an, dar poate vreo jumătate de an, până când am găsit să caut pe cineva care pot să-i dau o Biblie. Fiindcă fiecare om, ei de la ruși, nu avea treabă cu Biblia, erau oameni aleși acolo care să nu aparțină de o confesiune, erau veniți de departe, vorbea și rusește, nu era mulți care vorbea românește. Și atunci ce am făcut? Am dat alea două Biblie, nu mai știu la cine le-am dat, le-am dat cumva alea două Biblie și după aceea am căutat pe cineva care să pot să-i dau mai multe Biblie. Prima dată am găsit pe un om de pe un escavator, care soția lui era pocăită, era din orașul Bălți. Și el a venit acolo în șantier, a venit cu tractorul și i-am putut să-i dau, deasupra tractorului era locul pentru o baterie. Și am putut să-i dau pentru prima dată, din vreo două sau trei ore, câte un pachet mare, câte un sac de Biblie și care el le-a luat și le-a dus pentru adunarea de la Bălți, care acum este Republica Moldova. După aceea am încercat să găsesc un om care să-mi poată trece Biblie de aici, peste graniță, la o biserică de-a noastră, la o biserică pentecostală sau baptistă, sau, da, la o biserică pentecostală. Am găsit pe cineva de acolo care lucra ca electrician în cadrul șantierului și acesta a luat și mi-a spus că poate să-mi ducă Biblie dincolo. Acum îmi trebuia dincolo un om, un frate, care să vină la el, ca să le ia de la el, fiindcă el nu trebuia dusă numai și aruncat sau abandonate. Și atunci am găsit de la biserică, de la Cernăuți, de la Biserica Pentecostală, dirijorul de cor, îl chema Cernovi, Cernovski sau Cernovi. Și în felul ăsta s-a dus la el acasă, au făcut legături unii cu alții și am ajuns ca să am acum o linie de aduce Biblie din România în Cernăuți la Biserica Pentecostală. La început, sigur că am început să adun, să încerc să iau toate Biblii care erau în comuna Vicov de Sus, în Rădăuți și în împrejurimi. M-am folosit și de alte locuri. Am fost și la Iași după Biblie, am fost și la Bacău, că aveam frați și cunoscuți acolo care mai aveau Biblie. De la Vicov erau multe cărți. La Vicov era cărți, de exemplu, era o femeie care făcea curățenie la adunare, Maria Schipor, care mi-a spunea și Rusca.
Și ea avea podul la casă la ea, era plin de Biblie. Era multe Biblie. Apoi frații care, fratele Vasile Chelba, fratele Fănel de la Rădăuț, apoi frații Dumitru Cădei, Radu Cornea, Toader Mitric, Petrică Bodali, care mi-a spune alu Tomăiagă, Virgili Laș, Nicolaică Sever, Gheorghe Bândiu, Vasile Cărdei, care mi-a spune alu Brod, senior, și alții au fost aceia care m-au ajutat pentru a trece Biblie, pentru a lua Biblie din această zonă și a le duce la șantier, la Stânca Costești. Sigur că de aici care, frații care aveau mașină, cum era fratele Girilaș, cum era fratele de la Rădăuț Nicolaică Sever, cum era fratele Bândiu și aceștia, fratele Toader Mitric, care el erau frați care m-a ajutat mult în această problemă. După aceea, cumnatul meu, Radu Cornea, de mai multe ori a venit cu mine cu mașina, chiar de multe ori nici nu spunea la sora mea, Rebecca, că el vine la Biblie, fiindcă era foarte periculos, dar el venea fără să-i spună și în felul acesta făcea risc mare pentru a veni cu Biblie până la șantier. De la Rusca, fratele Virgilie l-a luat odată cu avea un moscvici și-a încărcat moscviciul plin și l-a dus cu Biblie până la mine. Apoi, fratele Nicolaică Sever cu fratele Fanel, într-una din zile, a luat Biblie de la Rădăuț și a plecat cu aceste Biblie înspre șantier. Și când au plecat cu aceste Biblie până înspre șantier, la vârful câmpului, aproape de Botoșani, era un control. Era un control, toată lumea era oprită și controlată și atunci era rație. Și atunci când fratele Fanel s-au gândit atunci, fratele Nicolaică Sever era atunci din nou venit la pocăință, era foarte dragoste din tâi, el, dacă i-ar fi spus cineva ceva, el orice făcea, fiindcă se încredea în Dumnezeu foarte tare. Și atunci ce-a făcut? Când fratele Fanel a spus, zice, acum am încurcat-o, din cauza că acesta frate, dacă îl oprește acum și îl găsește cu Biblie, o să aibă, poate merge și la pușcărie sau cine știe ce se poate întâmpla. Și a început să se roage, Doamne ajută-mă și scapă-mă din această încurcătură care acum poate să vină asupra noastră. Spre minunea lor și spre slava Domnului, Dumnezeu a folosit așa o modalitate când ei era să fie opriți acolo și milițianul care oprea mașinile și când au ajuns în dreptul respectiv, când oprea mașinile, de exemplu, atunci el, milițianul, spune, zice, dă-i mai departe. Și el, în loc să fie oprit, a fost dat să meargă mai departe. Sigur că aceasta a fost o minune trecută și s-a bucurat foarte mult fratele Fanel și atunci a spus, zice, am văzut mâna Domnului cum ne-a sprijinit în această situație. Sigur că Bibliile erau transportate și cu mașina, erau transportate și la ocazii, mergeam, sau dacă nu, cu autobuzul. Iar acolo, în cadrul șantierului, puteam să le introducem în zonă cu un maestru de acolo care avea un imeseu de servici și acest imeseu avea podul dublu. Noi mergeam cu cărțile la diferite familii de acolo, din Ștefănești sau Românești sau de la Trușești încolo, prin satele de acolo care era frați pocăiți și acolo le împachetam și mergeam cu imeseul și le luam. Acesta imeseu care avea maestru era făcut un pod dublu și în această porțiune se puteau pune cărți și mergeam până în zona neutră. Acolo îi le dădeam lui Pavlic și Pavlic le scotea cu motocicleta mai departe și când le trecea dincolo și apoi de la Pavlic de acasă venea Cernovii de la Cernăuți și lua Biblie de acolo. Aceasta a funcționat foarte frumos și a funcționat foarte bine până când am terminat toate Bibliile din această zonă
a Rădăuțului și Vicului. Au fost luate toate Biblii, s-au trecut multe Biblii. S-au trecut Biblii, eu ca să spun așa, nu știu câte, dar oricum până poate chiar mii de Biblii. Și atunci când am terminat cărțile de aici, atunci am început să căutăm surse noi de a lua Biblii și de a căuta Biblii care să poată să ne ajute. Dar să ne ajute în acest domeniu. Dar vreau să spun căci în această perioadă când până când a terminat aceste Biblie, au fost mai multe întâmplări în care Dumnezeu și-a arătat mila și și-a arătat dragostea față de această lucrare care am făcut-o cu ajutorul fraților care erau puțini la număr, dar care puteau să fie secreți și să putea ajunge în a îndeplini această misiune, nu a lua niște Biblie și le-a abandona undeva. Vreau să spun căci într-o întâmplare care a fost, mergeam cu cumnatul meu. Eram cu cumnatul meu și aveam 3 saci de Biblie. Și când am ajuns acolo, la șantier, de acum a trecut o perioadă de timp, aveam cunoscut la soldații care erau acolo și când am ajuns acolo, era venit un soldat nou și nu a vrut să ne dea drumul să intrăm cu Biblie. Nu a vrut să ne dea drumul. Eu sigur că am spus că mă duc și aduc aprobare, dacă e vorba, numai decât ca să am aprobare, ca să intru. Dar sigur că eram cu mașina acolo și eu m-am dat după bariera care era acolo, era închisă. Soldatul îmi spune atunci mie, zice, nu îți dau drumul să intri dacă nu mi-aduci hârtie de la comandantul de companie. Și atunci eu am spus, zic, oare crezi că nu-mi dă mie comandantul de companie aprobare ca să mă duc cam de mărți până jos în zonă? El a spus nu și am ajuns la discuții eu cu acest caporal sau eu sergent ce era atunci de servici. Și atunci eu am trecut dincolo de bariera, am deschis bariera și la cumnatul meu am spus să plece cu Biblie fără contrar acestui om care deja mă amenințase cu arma. Sigur că a fost un risc foarte mare. Așa ceva nu aș face astăzi, dar atunci nu știu cum am făcut și cum că m-am dus înspre el și el avea arma țintită înspre mine și eu am prins cu mâna dreaptă, am prins arma și am ridicat-o în sus, Kalashnikov-ul, iar cu mâna stângă am ridicat bariera în sus și am spus la cumnatul meu să plece. Aceasta, sigur că cumnatul a plecat, după aceea s-a ascuns în fața zițului, din față la mașină și mergea cu cap, că era praf, drumul era rău acolo și aștepta să gloanțele să treacă pe la el, înspre mașina lui, dar Dumnezeu a făcut în așa fel ca acest soldat să rămână ca și fără nicio mișcare, nimic, nu a făcut nicio mișcare și atunci m-a lăsat în pace și atunci sigur că el, au venit alții care erau acolo și au spus că eu sunt cunoscut acolo și trebuia să nu fac așa. Dar Bibliile au plecat, aveam 3 saci de Biblie acolo în mașină, m-am dus și eu după aceea, după radul, am mers și eu în continuare în zona jos, în vale, cum era așa zona respectivă. Și așa a fost lucrarea care Dumnezeu a făcut-o atunci, de data aceasta a făcut-o minunea aceasta așa de mare, care pot să spun că doar Radu, cumnatul meu, poate și el să mărturisească această întâmplare care sigur că pentru el a fost o întâmplare de nedescris cu aceste Biblie. O altă întâmplare a fost apoi cu fratele Ghiță George Bândiu. George Bândiu de mai multe ori mi-a dus Biblie de la Vicov înspre șantier. Dar de data aceasta Vasile Alubrot sau Vasile Cărdei, zis Alubrot, îmi spune David, uite, la mine în grădină mai sunt 3 saci de Biblie. Te rog frumos, vino și ia-mi-le, căci dacă eu mor, ăștia alții nu o să mai știe că acolo în grădină, lângă pomul cu tare, eu mai am încă 3 saci de Biblie. Sigur, atunci am făcut un termin,
cu Pavlic în cadrul șantierului care era acolo, el am făcut un termin că să venim peste un anumit timp, de exemplu cum ar fi fost o lună sau două luni, eu eram în momentul ăla cu excavatorul în reparație capitală la Bacău, la centrală, și atunci el îmi spune, uite, vii pe data de luni, data de cutare, o să fii luni seara la mine. Bine, Nea Pavlic, așa facem. Și eu atunci am plecat la Bacău, asta a durat de la data când am vorbit eu până când trebuia să se întâmple, era mai mult de o lună de zile, poate chiar două luni. Și atunci am venit la Vicov și când am venit la Vicov am vorbit cu George Bândiu, George, hai să luăm aceste Biblii de acolo, de la Vasile Lobrot, să le ducem la șantier. Și luni seara trebuie să fiu acolo. Am venit duminică, era iarna, era frig, am venit duminică, era poate minus 15 grade. El era în curte, o dat cutia de viteză jos, o reparat cutia de viteză. Duminică, luni dimineață, am plecat, am luat cărțile cele de la Vasile Cărtei și am plecat înspre șantier, înspre Botoșani. Pe la ora 9, pe la ora 10, când am ajuns la Suceava, mașina care era, și el avea tot un mozvici cu număr de Alba, mașina era, a început să ningă și era zăpadă, eu știu, de câțiva centimetri, de zăpadă de un centimetru sau eu știu. Și când am coboream de la Burdujeni înspre Botoșani, era o vale așa, și cum mergeam la vale, mașina a început să se lunge, el a pus frână și mașina a mers ca sania. Și când am ajuns la capătul străzii, care era curbă înspre stânga, atunci mașina s-a răsturnat. S-a răsturnat. Când s-a răsturnat mașina, numai bine s-a răsturnat la un pom, a făcut așa pe dac deasupra o formă de pom, așa cum a fost. Sigur, am luat sacii care erau în portbagaj, am dus la o casă care era aproape. A venit miliția, au făcut constatările. Acum îmi trebuia pe cineva ca să caut pe cineva cu mașina, ca să mergem mai departe, ca să pot ajunge până luni seara, fiindcă luni seara trebuia să predau aceste cărți la public care era de servici și trebuia să le ducă dincolo, peste graniță. Na, sigur că era foarte, foarte greu, era foarte greu de mers, era foarte, foarte nevoios cum să treci mai departe, eram poate naiv în ce privește acest scurt timp și să, atât de repede să pui la punct această intrare în zonă, dar am zis așa, Dumnezeu poate să facă, eram deja obișnuit că Dumnezeu când începea de la fiecare transport, niciodată nu ne-a lăsat fără ajutor și de fiecare dată a pregătit persoanele respectiv, a pregătit modul în care aceste Biblie să intre în zonă și apoi să plece mai departe. Acum parcă așteptam să văd oare ce minuni va mai face și de data asta ca să putem să trecem aceste cărți din România înspre Rusia și apoi să poată ajunge la destinație aceste cărți. În momentul respectiv, când ne dă drumul miliția de la Burdujeni, se face ora cam 3 după masă, aproape de 3 jumate, sigur că am plecat tot mai departe cu George Bândiu, când am plecat mai departe, aproape de Botoșani, era așa, era cum se lăsa seara și mă gândeam, zic, de acum nu mai putem ajunge, dar Dumnezeu va purta de grijă. Și ne-am acolo, când am aproape de Botoșani, era un accident. Acolo o mașină a căzut jos de pe stradă, într-o vale, și George a oprit să vadă, oare nu trebuie dat un prim ajutor ceva la această mașină. Și când se dă jos din mașină, se uită, nu era întâmplat nimic rău, a venit și miliția, între timp era și un tractor cu miliția care a venit acolo, și ca să poată să scoată mașinile care se duceau în stânga și în dreapta din cauza lunecușului, din cauza frigului. Când deodată, când se urcă în mașină ca să plecăm mai departe, îi se rupe planetara pe spate la mozviciu lui George Bândiu. Când se rupe planetara, ai de mine, gata-i. Și miliția au venit și au spus, na, turiști, ne-au văzut cu număr de Alba. Și atunci îi spune la tractor să ne ducă până la Botoșani. Ia, ne agasă această mașină și plecăm înspre Botoșani. Și mergem până la fratele Ursu, care era în Botoșani. Ajungem în Botoșani, am putut să rămânem acolo la fratele Ursu peste noapte, mașina am dus-o într-o curte la un vecin acolo. A doua zi dimineață am început să căutăm o posibilitate să mergem mai departe. C-
când am mers în telefonat, o durat cam până la 10, am mers la Botoșani și n-am găsit pe nicio mașină care să ne ducă mai departe. În momentul acela am luat un taximetrist și am luat un taximetru și ne-a dus taxiul ăsta până la Trușești. O zis că până la Trușești are voie să meargă. Am luat până la Trușești, ne-am dus la Trușești. Când am ajuns la Trușești, am luat aceste Biblii, trei saci care i-aveam acolo cu noi, i-am dus la gară, la un frate tot care locuia la gară, și m-am dus la o altă mașină din cadrul șantierului, că deja de luni dimineață șantierul a început lucru. Și i-am spus, dacă nu mă ajută să duc niște Biblii în zonă, el nu era pocăit, dar auzi așa, te ajut că și eu sunt creștin. El a crezut că am o Biblie sau două Biblii, nu a crezut că am saci de Biblie. Când a venit el cu cisterna de motorină, care era, îl chema Stan, omul acesta, când a venit acolo și a văzut că am adus un sac și am pus la motor, avea un Sabien, am adus a doilea sac și a treilea sac l-am pus pe motor, în cabină. Atunci el s-a lăsat pe spate, dar ce ai aici? Ziceam, nu ți-am spus că vreau să duc niște Biblii în zonă. Era ora cam 12, 11:30 ziua. Și atunci nu mai văd că se lasă pe spate și începe să plânge. Sunt nenorocit. Dar dacă ne găsește cineva, zic, ne-a stane, niciodată nu m-a găsit, niciodată nu, hai să mergem, hai, începe. Dă-i drumul. A luat șuba lui groasă care o avea, a pus-o peste aceste Biblie în cabină, a acoperit aceste cărți și am plecat mai departe. Și atunci mi-a spus din viața lui, a început să mărturisească viața lui și eu l-am consolat cu lucruri care le știam din Biblie, l-am consolat, eu vreau să-i dau și lui o Biblie, am spus că acestea sunt limba rusă, el nu are ce face, am să-i aduc altată și am ajuns aproape de șantier. Când am ajuns aproape de șantier, am spus așa, Neastane, fii atent cum procedăm. Dacă lumea era între 12 și 1, era venită la masă, când noi aveam acolo cantină și aveam oamenii veneau la masă cu autobuzele. Și atunci am spus, Neastane, fii atent aici, dacă noi ne apropiem de trecerea la intrare, așa, dacă la intrarea în zonă, dacă îți dă drumul fără a comenta și ne deschide departe, era foarte frig. Era frig, era mult sub 0 grade, poate 10 grade, 15 grade. Sau, și atunci dacă ne dă drumul de departe așa, zic, intrăm, dar dacă încearcă să ne oprească, să ne controleze, atunci fii atent ce faci. M-a spus că m-a adus pe mine până aici și mă las jos acolo și până vedem cum ne trecem mai departe și cum facem mai departe cu aceste cărți. Și atunci ce am făcut? Când ajungem aproape la 30 de metri, la 20, la 20, 30 de metri, când ajungem acolo, deodată văd că vine omul care era la barieră și soldatul îi spune să deschidă bariera și am intrat amândoi în zonă fără să fim controlați. Era ora 12, cam și jumătate, eu știu, 12:20. În momentul acela m-am dus jos acolo la atelierul mecanic, am descărcat aceștia saci acolo jos, oamenii erau plecat la masă, nu erau nimeni pe acolo și m-am dus mai departe, el a plecat, Neastan, și eu m-am dus ca să caut pe omul, că trebuia să fiu cu o zi înainte ca să-i dau aceste cărți luni seară și de acum eram marți la amiază. Și deodată, de la stația de pompe, de acolo de unde eu trebuia să mă duc ca să le predau, ce credeți? Cine mă întâmpină? Mă întâmpină Nea Pavlic. Și vine înaintea mea, când m-a văzut că vin înspre el, vine el și mai întâi spune, îmi cer iertare, David, fiindcă ăștia mi-au schimbat tura între timp și eu n-am avut pe cine să te anunț. De aceea eu trebuia să vin normal la sală, dar uite că eu sunt cu o zi duc mai târziu și zice, numai bine ai venit acum și aseară n-am avut pe cine să te anunț. În momentul ăsta eu atunci am fost plin de bucurie din cauza că dacă ajungeam poate aseară cu cărțile acolo, ar fi fost mai rău. Ar fi fost mai rău căci cineva poate ne-ar fi găsit, dar așa numai bine am ajuns astăzi și seara aceea au luat cărțile și am ajuns cu numai bine când o trebuit, le-am predat aceste Biblii, ele au fost date mai departe și aceste Biblii au ajuns chiar până la Moscova, căci frații care le-au luat de la el au mărturisit că aceste Biblii au fost mai departe duse
și au fost trecute prin niște rații și în partea sovietică, care numai Dumnezeu a putut să le treacă cu tot așa, numai cu minune. Aceasta a fost de data asta. Nu pot să uit și nu pot să fără să spun că de fiecare dată, de fiecare dată când mergeam acolo și făceam termin, făceam punct de întâlnire la ora 10, la ora 9 sau la ora la amiază sau, și noi întârziam, ori se rupea, ori se făceam o pană de cauciuc la mașină, ori se rupea curiaua de la motor, ori și ajungeam mult mai târziu. Și deodată când ajungeam în stânca sau când ajungeam la locul unde normal înainte trebuia să ne întâlnim, atunci venea și mașina care trebuia să-l ia, ori maestru sau altă posibilitate, și vedeam de fiecare dată cum Dumnezeu ne sprijinea și ne ajuta ca să ajungem mai departe acolo unde să ajungem mai departe acolo cu aceste cărți, ca să le predau mai departe. A fost o perioadă foarte frumoasă, a fost o perioadă care pot să zic că numai Dumnezeu a fost acela care ne-a ajutat în această perioadă și în acest șantier, care erau foarte mulți oameni care erau puși să observe, care erau oameni care erau vânzători, care erau puși și plătiți ca să observe, și totuși Dumnezeu a sprijinit aceasta și niciodată n-am fost prinși cu Biblie, niciodată n-am fost ca cineva să ne pârască sau să ne facă cumva să ajungem într-o situație dificilă. Ci Dumnezeu ne-a ajutat întotdeauna, până când toate cărțile care au fost în această zonă disponibile, până nu a mai rămas nicio carte, au fost trecute dincolo și Dumnezeu ne-a ajutat în felul acesta. După ce s-au terminat cărțile în zona asta, Rădăuți și Vicu, acum așteptam să vină de undeva cărți, fiindcă frații de la Cernăuți, care deja primiseră mai multe sute de Biblii și de cărți, de alte cărți care era împreună cu Biblii, aștepta iarăși cărți. Eu mergeam la lucru, la șantier, și însăși Pavlic spunea și îmi spunea că și-a venit iară Cernovii pe la el și îi spune: când mai aducem cărți? Când mai putem să facem rost de ceva cărți? Sigur că era greu să mai, că în țară nu aveai încredere în nimeni să spui adă-mi cărți și îți trebuie oameni să cunoști oameni, dacă cunoșteai oameni trebuia să ai foarte mare încredere în ei, sau cel puțin, dacă nu aveai încredere, Dumnezeu să intervină ca să poată să te apere de oamenii care erau vânzători, trădători. Chiar în cadrul șantierului era foarte mulți, era de ordinul zecilor, care erau numiți, plătiți ca să observe orice mișcare și ca să meargă să spună la șef că uite ce se întâmplă și uite cum se face. Vreau să vă spun că eu aveam de acum o poziție foarte avantajoasă în cadrul șantierului. Lucram în deplasare foarte mult, mergeam în delegații și aduceam piese de schimb pentru atelierul mecanic și chiar pentru centrala de la Bacău. Mergeam și aduceam pentru alte șantiere piese de schimb care le procuram ori de la Progresul Brăila, ori de la Zărnești, ori de la Galați sau de la alte firme din țară care aveam cunoștință și mi le procura și eu le aduceam la șantier și pentru asta aveam o mare trecere în fața șefului de șantier, în fața maestrilor și în fața inginerilor care lucra acolo și chiar în fața directorului general de la Bacău, care era inginerul Guțiu, care ținea foarte, foarte mult la mine. Vreau să vă spun că odată, într-o noapte, a venit iarăși un om foarte de vază din cadrul șantierului și eu am crezut că vrea să-mi facă un rău. Dar acest om a venit la mine și îmi spune așa: David, eu am nevoie de ajutorul tău. Zic, oare cine poate să aibă nevoie? Eu de-a matale sau matale de-al meu? Că era un om mare.
era un om suspus, așa, în cadrul șantierului. Și atunci el îmi spune, zice, fii atent, uite, eu am procurat niște, vreo 100 de pei din urcă. Și zice, n-are cine să mi le dubească aici în țară și vreau să fac o blană la soția mea. Eu pot să spun că numai tu poți să le iei astea și să mi le dai dincolo peste granze, că ei să pricep. Rușii să pricep să dubească pe ei, că ei făcea și căciul de nepuri, și de căprioară, și de nurcă, și de toate felurile. Și făcea era specialiști în a dubi sovietice. Și atunci eu am spus, da, zic, dacă asta este. Dar acum el îmi spune, zice, da, zic, ce faci, matale, pentru mine, dacă eu îți fac asta? Și el a spus, spune-mi orice, că eu fac. Și eu i-am spus lui așa, zic, dacă eu îți fac treaba asta, matale, ai fi de acord să-mi iei niște Biblii pentru mine să le aduci în zonă? Acest om era un om care trecea cam necontrolat prin zonă. Cam necontrolat pe la intrare în șantier. Și el a spus, David, îți trec. Și atunci eu când am auzit treaba asta, m-am bucurat, am luat marfa lui, i-am dubit-o, i-am dat-o înapoi și de acum așteptam ca să-mi pot căpăta iarăși niște Biblie, dar sigur că aceste mai puțini care veneau cum au venit până acum, puteau fi trecute de mine fără a avea sprijinul acestui om. Și atunci, deodată, într-o duminică, am fost mai multe duminici la Vicov și când am fost la adunare, frații tot mi-au spus că nu au găsit, nu pot. Și e rar, nu mai este cărți, nu mai sunt Biblie. Și atunci, m-am întristat și am spus, oare, ce e mai greu? În țara aici să le procur, să le adun unde sunt, pe acolo, pe la București, pe la Timișoara, pe la Târgu Mureș, pe la Oradea, sau să treci granița cu ele. Și eu pot trece granița și eu Biblie nu am. Și oricum m-am întristat, m-am supărat în duhul meu și am spus, Doamne, oare așa e de greu acum, am ajuns să pot să am atât de bune relații, am ajuns să fiu în așa o poziție încât să am un ca să le treacă peste graniță și eu să nu am Biblie acum. Oare aceasta este, nu este normal. Aceasta este, te rog, ajută-mă, Doamne, ca să pot să ajung la cineva care are Biblie, la cineva care să mă ajute ca să pot să iau Biblie. Și deodată, într-o duminică, am venit acasă și am rămas ultimul în adunare că m-am gândit, oare nu este nimeni ca pe mine să mă ajute în privința asta? Și deodată vine George Bândiu la mine. Și eu eram în adunare, eram singur. Deja făcea curățenie și eu stăteam încă pe banca în adunare. Și el spune, te-am căutat peste tot, David. Te rog frumos, mai lucrezi la șantier acolo? Zic, da. Zice, uite, eu am pus marmură și am pus granit la brutărie la Rădăuți. Și acolo am cunoscut un frate Hoffman. Și el lucrează cu niște frați din Germania, din America, care aduc Biblie în țară la noi. Și ei intenționează și doresc ca să poată fi trecute mai departe în Rusia. Și zice, dacă tu ai vrea să-l cunoști pe Hoffman, dacă ai vrea să lucrezi împreună cu Hoffman, eu cred că el s-ar bucura și eu cred că ați putea face, fiindcă el are Biblie multe, are Biblie, are bani, numai îi trebuie pe cineva ca să le poată trece. Și atunci când am văzut când am auzit aceasta, era ora 12, cam și jumătate, am mers la ora 1 la gara la Vicov de Sus și m-am dus la Rădăuți și în duminica aia am fost la Hoffman, duminică după masă, acasă la el, la Rădăuți, pe strada Sitarilor numărul 3 și când m-am dus la el acasă, când m-a cunoscut, sigur că s-a bucurat foarte mult și am stat de vorbă cu el după masa aia, duminică după masă și toată noaptea am stat de vorbă cum să facem, ce s-ar putea face, cum să trecem, care sunt posibilitățile lui, ce-mi cer el de la mine să fac, cum s-ar putea face și am făcut plan după plan multe ceasuri. A venit soția lui și a spus așa că chiar dacă ai îmblat cu pingi de oțel, nu ți-ai găsit pe cineva ca să-ți seamene așa ca David. Sigur că m-am bucurat că în această familie era o familie grea, o familie
Hoffman era un om sărac, nu era un om. Avea mulți copii, cred că avea, nu știu, 5 sau 7 copii și era lucrat la brutărie ca mecanic și da, atunci ce-am făcut? În luni dimineață, el îmi spune, zice, atunci hai să începem acum de luni dimineață. Hai, Nea Gheorghe. Și atunci am luat și au făcut iară 3 saci, iară 3 saci de Biblie și am luat și l-am luat pe secretarul de partid de la brutărie, un om care avea o mașină, eu nu știu ce fel de mașină avea, i-am pus sacii aceștia în mașină, eu și cu Hoffman și cu el, și am plecat la șantier. Când am plecat la șantier, am ajuns cu bine până la șantier, era mașina persoanei care mi-a promis că îmi trece Biblie în zonă. El era o mașină care avea motor de Mercedes, era poate singura mașină în județul Botoșani care avea motor de Mercedes. Schimba mai multe caroserii la același motor, că motorul acesta mergea mulți kilometri. Și eu am luat aceia 3 saci de Biblie și i-am pus în mașina aia. Era o mașină făcută specială, cu mașina aia se transporta și dinamită, deci era o mașină bine pusă la punct, așa. Și atunci, acolo în mașină erau pături cu care el împacheta dinamita. Am luat și am pus aceștia 3 saci în această mașină, m-au acoperit cu pături și m-am dus de acum la restaurant, că era tot între 12 și 1. M-am dus la restaurant și când m-am dus la restaurant, l-am văzut la masă. La masă era șeful de șantier, era șeful de lot, mai era un alt maestru și era și el, persoana respectivă. Și atunci m-am dus în ușa restaurantului și am făcut semn cu degetul să vină la mine. Și când a venit la mine, el a venit la mine și i-am spus, zic, să știi că o să fie timpul ca să îți ții promisiunea care mi-ai făcut-o atunci noaptea, că dacă eu îți fac ție asta, tu îmi faci mie să-mi treci Biblie. Uite, eu am pus deja în mașină la matare, sunt 3 saci de Biblie, trebuie să mergem să le ducem în zonă. Gata, Vasile, ia, gata, Doamne. Și am luat și ne-am urcat amândoi în mașină, ne-am dus, el nu a fost controlat, am deschis bariera, am intrat în zonă și am lăsat acolo saci, aceștia cele saci de Biblie și am fost bucuros căci am putut să încep iarăși după câteva luni de, eu știu câte luni, că nu mai găseam aproape nicio Biblie ca să mă duc să duc dincolo. Sigur că am început această mișcare mai departe, au venit timpul când le-am ascuns aceste Biblie acolo în zonă și am luat și le-am trimis lui Cernovii, le-am trimis acolo la Cernăuți și el, na, sigur, gata, a început să am Biblie tot, de acum aveam Biblie la dispoziție câte vroiam, numai de acum trebuia o leacă pus la punct la o scară mai înaltă și mai bună aceste transport de cărți care să le trecem dincolo peste graniță. Sigur căci, atunci Hoffman, care avea în spate alți frați de la Sibiu, care era la Saș, care lucra cu aceste cărți, care le primea din Germania cărțile el, și atunci, după aceea, era fratele Richard Wurmbrand, care din America le trimitea în Germania și apoi din Germania era trimis în România. Și această organizație de acum cu care eu am început să am de-a face era o organizație deja care din America făcea parte fratele Richard Wurmbrand la Untergrundkirche. Era organizația asta a martirilor. Și atunci, sigur căci, în perioada asta, fratele Hoffman a venit cu frații de la Sibiu și împreună am ajuns să mă duc cu ei până la șantier, să le fac cunoștință cu Pavlic și să punem bazele unei lucrări cu Biblie puțin mai la nivel înalt. Nu așa cum făceam până acum, ci să fie deja organizat un pic mai bine și bine pus la punct. Și atunci în
contractul sau în felul care am pus bazele a fost foarte avantajos pentru mine. Ei mi-au pus niște condiții foarte, foarte, foarte bune. Adică putea să se piardă din cărți, putea să ajungă mai puține, puteam prețul pentru a trece niște Biblii peste graniță. Era foarte înalt, era foarte bun. Chiar ei mi-au spus că o Biblie, ca să poată fi trece peste graniță, pot să mă coste și chiar 40 de ruble. Asta însemna 400 de lei. Era foarte bine pentru mine și ei au venit cu o parte financiară foarte bună. Deci nu mai era ca înainte provizoriu și primitiv cum lucram până a avea contact cu fratele Hoffmann. Sigur că atunci, după ce s-a făcut această organizare, frații de acolo, din Germania, frații de la Sibiu, și sigur că era și frați din Germania, era niște misiuni din Germania, o misiune de la Nuremberg, una de la Pădurea Neagră, alta de la Ziegen, care erau în spatele acestor frați, sigur că atunci ei aveau un frate la Cernăuți. Acesta era fratele Ion Rus, care era păstorul Bisericii Baptiste de la Cernăuți. Acesta de dincolo, trebuia de acum, Biblie nu ajungeau la Cernovi, de acum trebuia să ajungă la Rus Ion, iar Rus Ion făcea mai departe organizarea lor mai departe în Rusia, unde să ajungă, cum să meargă. El era cu organizarea dincolo. Sigur că o parte din aceste cărți avea voie să primească și dirijorul de cor, care înainte o lua de la mine, care a fost în zona Vicov și Lădăuți, cunoscut de frații pentecostali. În felul acesta a început această etapă nouă pentru a trece Biblii dincolo. Pavlic, care era obișnuit să treacă cu motocicleta, de acum a trebuit să-și procure o mașină. Era la CAP-ul din comună de la el, de la Braniștea, era un camion care el putea să-l ia oricând. Și atunci am început să adunăm Biblii mai multe ca să putem avea Biblii pentru un camion. O organizare a unui transport de Biblii dura cam 3 luni de zile. În 3 luni de zile puteam să adunăm noi, în cadrul șantierului de partea română, cam între 43 și 47 de saci, care erau saci de hârtie de 3,50 lei, în care încăpeau 150 de Biblii mari. 150 de Biblii mari. Dacă puneam cărți mai mici, încăpeau până la 300 de cărți. Încăpeau poate chiar mai mult. De exemplu, era cărți atunci foarte tare apărute de fratele Richard Wurmbrand, Umpleți Vidul sau Marx și Satan, sau era cărți care erau în Rusia atât de periculoase, încât pentru o carte de aia îți dădea foc la mașină. Dacă te găsea cu o carte de aia în mașină, ei, rușii, te dădeau jos din mașină și îți dădea foc la mașină, numai pentru cartea aia care o aveai în mașină. Așa de tare era sever aceștia cu cărțile. Da, frații de la Sibiu, frații de Hoffmann de la Rădăuți, de acum au început frații care au rămas mai departe, fratele Toader Mitric, care au rămas mai departe pentru noi, un om care transporta cărți de la Rădăuți la șantier. După aceea era un frate de la Siret, era un frate apoi de la Dorohoi, fratele de corp al fratele Hoffmann, care era maestru la construcții. Aceștia toți, în timp de 3 luni de zile, trebuia să aducă cărți de la Rădăuți, de la Sibiu, de la Ploiești, de la Bacău, de unde organizarea o făcea fratele Hoffmann. Eu nu cunoșteam prea mult aceștia frați din alte părți, ci aceștia îi cunoștea numai fratele Hoffmann, fiindcă în caz că să fiu prins, eu nu trebuia să cunosc nume, nu trebuia să cunosc pe nimeni pe care să pot să-i spun. Deci era un plan bine făcut ca să poată ca să fie protejați frații care lucrau
Și dacă ei erau prinsi, îl cunoșteau numai pe fratele Hoffman. Deci aceasta era cumva bine pusă la punct. După ce frații au fost acolo în cadrul șantierului, au vorbit cu fratele Pavlic, cu Pavlic, care până la urmă s-a pocăit și acesta om, după ce au fost acolo, au adus cadouri, au adus cadouri din Germania, au adus blănuri, au adus, eu știu ce fel de ciocolată și alte lucruri care în cadrul șantierului era un lucru, de exemplu, era foarte, foarte căutat și cu care puteai să te ajuți foarte bine. Da? Au ajuns. Atunci au început din țară să vină. Bibliile vineau majoritatea la Rădăuț. De la Rădăuț, cine crezi că vinea? Vinea fratele Toader Mitric. Fratele Toader Mitric era un om care foarte mult a ajutat această lucrare cu Biblie. El avea copiii care în perioada respectivă, în 78-79, până în 80, era, de exemplu, era fratele Florin Mitric, era fratele Dan Mitric, băiatul lui, era Dinu Mitric, aceștia, majoritatea aceștia trei era, atunci nu știu câți ani avea atunci, dar erau oricum, erau copii mai mici, erau copii. Și el ce făcea? Fratele Toader Mitric încărca IMS-ul lui, că avea un IMS-ul transformat, făcut așa, cu din tablă, perețe, și el încărca plin cu Biblie, deasupra punea plapumă, punea perne, iar pe Florin, pe Dan și pe Dinu îi punea deasupra să se culce. Și când, dacă milița cumva îi găsea, el spunea că merge în concediu, și adică avea un motiv. Majoritatea gază nu-l prindea, fiindcă Dumnezeu trimitea îngerii săi și îl păzea pe fratele Toader și mergea de fiecare dată, fără probleme, mergeam. Odată ieșeam din Botoșani spre Trușești și eram pe la pușcării, pe acolo, pe la Botoșani, și eram când eram acolo la pușcărie, ce crezi că se întâmplă? Deodată tot îi făcea lui fratele Toader cu lumina, anumiți frați, îi făcea cu lumina, căci este ceva pericol. Este ceva pericol. Băi, el atunci dă pe dreapta și stăm pe dreapta, acolo lângă o pădurice, și cum stăteam pe dreapta, deodată vine o mașină, o mașină civilă, nu era mașină de poliție. Și el îi face din semn cu lumina să oprească, și când oprește, cine credeți că scoate capul pe geam? Un polițist. Era un milițian și el întreabă de milițian: domnule, acesta este drumul care merge spre Trușești? Și plouă afară, era început să ploaie. Și el îi spune milițianul la fratele Toader Mitric: da, domnule, acesta este, numai dă-i de-o dreptă înainte. Și atunci el mi-a spus nouă, fratele Toader: ai văzut când m-a numit și domn, domnule, m-a numit și domn. Și deci eram pentru el un domn, că eram cu domnul în mașină, care el conducea această mașină și mergeam cu cărțile, cu Biblie mai departe spre Trușești și apoi spre Ștefănești și spre Stânca, care sigur că el nu le trecea peste graniță atunci, ci le lăsam la anumite cărți, ori la Trușești, ori la Ștefănești, ori la Românești, eram dusă, fiindcă nu eram pachetat bine. Eu, în perioada între timp, am făcut o organizare foarte bună cu Pavlic, care, normal, eu aveam voie să plătesc câte 40 de ruble. Eu am făcut cu el, cu Pavlic, un contract și am spus așa: dacă tu îmi duci mie un sac de Biblie, eu îți plătesc și 150 de ruble. Deci am ajuns cu el să fac cu Pavlic să primească câte o rublă pentru o Biblie, sau, dacă era cărți, poate câte 50 de capeci, cum se chema, eu știu, de-a lor. Și 150 de ruble costa un sac. Și eu, odată, când vinea Pavlic și lua de la noi Biblie, i-ar lua cel puțin 43 de saci. Deci, dați-vă seama cât amar de cărți el lua și plătea frații dincolo, când ajungea și le lua de la el, plătea numai câte 150 pentru sac. Și aceste cărți ajungeau la fratele Rusu Ion, la Cernăuț, și venea frații de acolo și le lua.
În toată această perioadă care am început să lucrăm în munte până în anul 80, până în anul 80, a fost poate mai mult de un an, aproape 2 ani de zile am lucrat cu Hoffman și în perioada asta, cât noi am trecut dincolo, niciodată n-a prins nici în România și nici în Rusia, niciodată niciun transport de cărți. Totdeauna Dumnezeu păzea aceste transporturi de Biblie și le proteja în așa o măsură încât nu se poate descrie și în cuvinte omenești. De fiecare dată, la fiecare transport de Biblie, de fiecare dată se întâmplau și erau niște minuni atât de mari, atât de elocvente, atât de bine pusă la punct de Dumnezeu, încât un om, indiferent câtă înțelepciune ar fi avut, nu putea să gândească măcar în felul acesta cum un transport de Biblie avea și se desfășura de la plecare, de la adunarea Bibliilor, de la transportatul Bibliilor în zonă și apoi să treacă dincolo. Aceasta era un Dumnezeu atât de mare care își punea cuvântul. Câteodată lucram atât de superficial și atât de tare mă dădeam în vileag și știau poate mai mulți oameni că de această lucrare, fiindcă tot mă foloseam de oameni, nu puteam să fac de unul singur fără ca să știe nimeni. Acum aveam pe omul acesta care îmi trecea Biblie cu mașina care transporta și dinamită, el mi le transporta în zonă o parte din cărți. Apoi era mai alte posibilități, fel de fel de posibilități ca să pot aceste cărți să le duc în zonă, să le ascund undeva în zonă și după ce le ascundeam în zonă să organizez în atâta timp încât ca să fie aceste cărți adunate până era atâtea de multe ca să poată fi o mașină de Biblie. Aceasta era o minune care Dumnezeu o făcea. Acesta Pavlic, când o văzut și când trecea odată peste graniță, mergea cu un transport de Biblie peste graniță, cu mașina, un camion plin de Biblie, cu vârf. Atunci, de fiecare dată spunea, asta pentru ultima dată am făcut, că mă tem să mai trec. Și după ce trecea transportul acesta, iar mai dura câteva luni de zile, 2, 3, 4 luni de zile și iar organizam, deci consensul nostru cu fratele Hoffman, când telefonam, serbam ziua de naștere. Aceasta era o zi de naștere. Și aceasta, prin telefon sau cum ajungeam, iarăși pe data de luna cu tare, iar avem să mai avem o zi de naștere. Și atunci el organiza, mergea la Sibiu cu frații, mergea la Sibiu după cărți, mergea după aceea, iarăși un frate care foarte mult o sprijinit această lucrare și o adus cărți de la Sighișoara, a fost fratele Klaus Wagner, care astăzi trăiește în Germania, este în orașul Wasitrüdingen. Este un om care a riscat atât de mult. Odată, chiar l-am cunoscut eu în țară, când a venit, avea copii mici, avea o mașină combi și a venit până la în orașul Grănicești. Era o parcare înainte de Grănicești, pe partea dreaptă, parcă astăzi o văd. Și el a venit cu o mașină combi plin de Biblie. Și când am descărcat-o noapte, eram eu cu Hoffman, și l-am cunoscut pe Klaus Wagner atunci. El era tânăr, era neamț, era de la Sighișoara. Acesta om a ajuns mult, a avut de suferit. Acesta om a fost bătut, acesta om când a fost prins, i-a dat cu patul de armă în gură, că i-a scos toți dinții din gură, i-a rămas fără niciun dinte. I-a dat, așa de tare a fost bătut, a fost otrăvit. A fost adormit, dat cu spray, adormit la volan ca să poată să facă accident. A făcut accident, dar nu i s-a întâmplat până la urmă prea rău ca să poată să fie
să moară, sau așa cum ei l-ar fi dorit, așa cum ei l-ar fi dorit, ca el, Claus Magner, să moară. Dumnezeu l-a sprijinit în viață și astăzi trăiește în Wassee Tüdingen, în Germania. Sunt cunoscut cu el și mă întâlnesc cu el și chiar mă felicită și ne salutăm și ne felicităm. Acum când deja nu mai suntem în acea perioadă atâta de grea și atâta de riscantă care trăiam atunci. Dragii noștri, ce pot să vă spun decât un singur lucru? Dacă aș încerca măcar detailat, măcar câteva din aceste, din întâmplările, din aceste ocazii sau aceste puncte când am putea să spunem, să descriu cum Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Odată am organizat la Trușești, era tot iarna, era tot frig, era, cred că asta a fost, dacă nu, ultima sau penultima, ultimul transport. Omul care ne transporta Biblie era, de data aceasta am făcut, el câteodată ne lua Biblie de aici din țară, dar câteodată din țară la noi și le ducea în zonă și din zonă acolo le încărcam noaptea și mergeam și le duceam și le descărcam direct în mașina de dincolo care era la ruși, care venea din partea rusească și descărcam din mașina, din camionul românesc în camionul rusesc, noaptea. Și atunci, într-o zi, noi am programat din Trușești, între Trușești și Ștefănești, a venit acest om care a venit cu camionul lui. S-a dus în vârful dealului la Trușești și a dat roata din față jos, precum că el are pană. Au început, a rămas, roata era în fața camionului și atunci viscolea, era iarna și atunci noi am început să vină frații, era ora 3 după masă, eram la Trușești și deodată văd lângă geamul de la magazin, că era un fel de geamul ca de vitrină mare, văd eu o haină de polițist, dar nu era milițian de ăsta mic, era deja un ofițer. Îl văd acolo și tot stă lângă geam, se ascundea după un stâlp și tot vișea din când în când și se uita în vitrină. Și vitrinile acestea era ca un fel de oglindă și eu l-am văzut pe el. Eu stăteam pe drum și frații care veneau, sigur că acel care ne-a trădat în ziua aceea, că noi facem un transport, am fost trădați atunci. Facem un transport atunci, el a crezut că el vine numai el atunci și noi facem noaptea, nu facem ziua. Dar noi am organizat încărcarea acestor Biblii după masă, începând cu ora 3:30. Sigur că tot frații veneau, frații de la Siret, frații de la Rădăuț, frații de la Sibiu, frații care aduceau din diferite părți, sigur că aceasta era organizat de Hoffmann, ei veneau la Trușești acolo și până cam pe la ora 4 și ceva, până la ora 5, când se lăsa seara, trebuia toate cărțile să fie adunate și încărcate în acest camion care stătea în vârful dealului acolo, așa, undeva într-un loc și era dată roata jos, era ridicat cu vinciul sus, cu cricul, era ridicată partea din stânga roții din față, era dată jos, precum că are pană. Da, fratele Hoffmann a venit de la Rădăuț, avea o mașină combi, o descărcat el și s-a dus la Românești ca să ia. La Românești, când venea de la Românești, când a ajuns la Ștefănești, acolo era un milițian care îl chema Berar. Acesta, după câte am înțeles, poate s-ar putea fi fost de trip în zona Rădăuț, dar eu știu. Era un om atât de sever încât nimeni nu putea să-i stea în față lui Berar. El era comandantul de miliții de acolo, de la Ștefănești, și când vine Hoffmann, el avea mașina încărcată plină cu Biblie, poate chiar nici n-avea banca din spate. Și acolo avea pus o pătură deasupra și căciula lui dată peste această pătură. Și când vine, îl întreabă de unde vine, te-am fost în concediu și spune, zice, te-aș controla, dar ce nu vreau să-l deranjez pe omul care doarme în spate.
și spune, poți să pleci. Sigur că aceasta au fost, când s-a întâmplat aceasta, frații care erau nu mai știau de bucurie. Căci Dumnezeu proteja, Dumnezeu binecuvânta, Dumnezeu era la lucru când aceste Biblii erau încărcate, transportate și duse spre camion ca să poată fi apoi trecute peste graniță și în noaptea respectivă să fie încărcate și în camionul sovietic. Sigur, căci când spun aceste lucruri parcă ar fi de necrezut, dar aceasta a fost situația și aceasta au fost minunile Domnului care le-a făcut. Chiar în seara aceea, Hoffman i s-a oprit suflarea. A venit acolo cu Biblie de partea aia și a vrut să meargă în față cumva pe lângă camion și acolo era un pahar de la un stâlp de ăsta de înaltă tensiune. Și fiindcă viscolea, a fost acoperit deasupra de zăpadă și nu se cunoștea că este o groapă de 2 metri. El a pășit în gol, în zăpada aia care era deasupra, și a venit cu pieptul de partea opusă a paharului. Și atunci frații au crezut că gata, o încetat de viață, nu mai a suflat. Dar Dumnezeu iarăși i-a dat viață și iarăși l-a făcut să fie și a putut să meargă cu mașina mai departe. Sigur că și aici a fost un plan a celui rău ca să poată să facă rău. Trebuia să mai vină o mașină. Și acesta era fratele Toader Mitric. Știam că vine, îl așteptam jos acolo și că el avea cel mai multe Biblie, avea cel mai multe. El a venit în sfârșit. A greșit cumva drumul, eu știu ce a făcut sau nu știu ce s-a întâmplat, dar a venit ultimul și l-am dirijat înspre Ștefănești, l-am dirijat pe fratele Toader Mitric. El era ca de fiecare dată cu copiii, cu toți trei copii, cu Florin, cu Dinu și cu Dan. Și vine acolo sus, descarcă Bibliile și acum, sigur că mașina a pus, camionul a pus roata acolo, eu m-am dus și eu sus, că nu mai aveam acum ce sta aici jos. Și frații, fiecare au plecat înspre locurile lor, spre căsele lor, de la Sibiu la Sibiu, de la Dorohoi, fratele Hoffman a plecat la Dorohoi, după aceea fratele de la Siret a plecat la Marian Mariascenco, a plecat la el la Siret și fratele Hoffman a plecat la Rădăuț și toți ceilalți frați. Dar ce se întâmplă? Când fratele Toader Mitric vine înapoi în Trușești, de vârful dealului care descărcase Biblie, hopa, de acum era polițiști, milițeni acolo, era mașini de miliție și era milițeni, căci aștepta ca în seara aia să aibă loc ceva deosebit. Am fost vânduți, am fost pârâți de cineva, căci noi în seara aceea organizăm un transport de Biblie. Și atunci când am făcut treaba asta, el n-a spus, unde ai fost? Dar sigur că fratele Toader era foarte calm și foarte blând. El era un om care nu își pierdea niciodată cumpătul, niciodată nu se enerva, nu se făcea. Și atunci îi spune, am venit să iau niște pâine, am adus după pâine. Dar sigur că când mergea să cumpere grăunță, de acolo cumpăra, de la Botoșani sau de acolo era mai ieftin. Și atunci îi spune, nu e adevărat, tu ai venit pentru altceva. Și sigur că l-au controlat, l-au găsit. Și atunci au găsit niște mâncare străcată care el avea în mașină și mirosa. Eu găsit o miliție de atunci, el nu știa de unde vine mirosul acela. El avea niște carne stricată și eu găsit o miliție atunci. Uite, atunci el a putut să dea deoparte ca să nu mai miroase în mașină. Sigur că ajuns, eu l-o ținut poate un ceas la control sau cât l-o ținut. Și până la urmă eu găsit un bec care nu ardea și a spus, uite, trebuie să plătești amendă. Eu nu am bani de amendă, eu dacă vreți îmi trimiteți acasă sau ce vreau să facă. Sigur că s-a terminat și el, nu a avut nimic întâmplare rea, ci a luat copiluții și a plecat acasă și Dumnezeu ne-a dat biruință și de data aceea. Noi ne-am dus mai departe la graniță, am trecut cu această mașină în zonă și am descărcat-o mai departe în mașina rusească și după aceea am plecat după ce ne-am îndeplinit misiunea, plin de bucurie, am plecat acasă și slăvit să fie Domnul pentru că au sprijinit această lucrare.
Aceasta a fost o minune care Dumnezeu a făcut-o și odată. Dar de fiecare transport, fiindcă aceste transporturi erau mai multe, erau multe transporturi. S-au trecut multe transporturi acestea, că într-un an, gândiți-vă că dacă 3-4 luni de zile dura până pregăteam un transport, era cred că 3-4 transporturi acestea pe an. Și în aceste transporturi ajungea să fie pusă între 7 și 10 mii de cărți. Da, așa, asta era normal, trebuia numai decât așa. Fiindcă dacă nu, prețul nu puteam să fie, nu putea să fie prețul avantajos pentru frați la Pavlic care le trecea dincolo. Pot să spun că aș mai putea să mai dau încă o mărturie care sunt, dar mai multe pot să dau, dar una care acum îmi vine în gând este într-una din zile am adunat acolo foarte multe cărți în zonă. Le-am dus cu maestru, le-am dus cu, eu știu, cu ce posibilități, poate chiar și cu acest camion, dar nu le-am descărcat, fiindcă nu era destule. Trebuia să fie 43 de saci, cel puțin. Și atunci le-am dus acolo și le-am pus. Ori le-am pus în magazia de materiale, ori le-am pus în cabinetul electric a unui electrician, ori le-am pus undeva între niște țări, în cadrul zonei și am acoperit în țări mari care le-am acoperit. Ori aveam o pivniță săpată de cineva chiar în atelierul de sudură a unui muncitor acolo și acolo încăpeau 15 saci de cărți. Încăpeau în acest pivniță, în acest beci, în această groapă care a fost săpată de un om cu mistria. Era, de desubt era pământ heleios. Și o cărat de acolo, o spart întâi betonul, apoi o luat și o săpat de desubt, până când o făcut loc ca să încapă. Gândiți-vă cât de mult, sigur că l-am plătit, dar pentru bani el a făcut treaba asta. Și gata, nu am mai spus la nimic, că era un om bun, era și el pescavator, era un om. Și aceasta a făcut în timpul liber, de vineri la amiază, sâmbătă și duminică, ca să putem avea locuri de unde să ascundem cărți. Vreau să vă spun căci odată, hai ca să vă spun încă această lucrare, măcar că după aceea trec iarăși la minunea asta care a fost. Eu am făcut liceu acolo în Ștefănești, în comună, și acolo era milițien din mai multe comune, dintre care era și milițianul care deservea șantierul nostru. Și atunci în această pivniță, în acest atelier, sigur că cineva a găsit locul acesta. Și vine un plutonier, cred că era plutonier major care era el, nu era ofițer, era subofițer, dar era prieten cu mine cumva. El a fost coleg de școală cu cumnatul meu la Siret, școala de șofer. Și vine la mine și îmi spune, vin în coadare. Spune-mi, ce ai făcut cu cărțile alea care era ascunsă acolo în atelierul ăla de sudură? Zic, asta să știi că nu cred eu, nu ești, nu, așa ceva nu se poate întâmpla. În primul rând, unii, cum să aduc eu o cărță în atelierul de sudură? Măi, să știi că eu am fost personal, le-am văzut, am desfăcut sacul, era niște cărți mari și era scrisă în limba germană, era scrisă în limba germană și era cărți pentru copii. Era cărți pentru copii, că era desene de copii, dar scria în limba germană. N-am înțeles ce. Și atunci ne-am adus aminte că ce am avut, chiar sacul primul care era acolo, era cu niște cărți mari în limba germană care pleca spre Kazahstan, eu știu, undeva în partea sovietică, acolo unde erau mulți nemți și erau multe milioane de nemți. Și frații au organizat și pentru aceste milioane de nemți de acolo, care se trăiau ca să trimită cărți, nu numai în limba rusă, și în limba germană. Fratele Ion, rusul, de la Cernăuți, le trimitea apoi unde era nevoie, că el organiza după aceea răspândirea lor în cadrul Uniunii Sovietice. Și atunci eu i-am spus așa, dacă ai găsit cărțile alea, de ce nu mai dată în vileag? Să știi că mi-a fost frică, măi. Mi-a fost frică că așa ceva, eu ce avea să se întâmple după aceea, eu n-am putut să suport ca să știu că se întâmplă. Că știam că nu mă tuiești.
Și atunci am spus, Doamne, îți mulțumesc frumos. Fiindcă și oamenii care erau puși pentru a năbuși aceasta, și pe ăia i-ai făcut tot ca să slujească ție și ca să fie protectorii tăi, să fie aceia care să apere această lucrare. Sigur că acesta om polițist, după aceea când am avut o întâmplare, cam să o spun mai târziu, el a fost acela care m-a apărat foarte mult. Dar vreau să revin la aceste cărți care aveam deja adus în multe cărți. Aveam 47, 45, eu știu cât saci aveam acolo, în cadrul zonei neutre, mulți, mulți, mulți. Și am organizat ca într-o seară să vină Pavlic să ia cărțile alea. Dom'le, stăm în seara aceea până la miezul nopții, Pavlic nu vine. Vai de mine, vai de noi, ce să facem noi, căci era periculos dacă vinea cineva, un șef, și vrea să intre în magazia de materiale a șantierului, a atelierului mecanic. Și când intra acolo era 20-30 de saci pus, care era, deci nu puteai să iei materiale din cauza cărților, din cauza Bibliilor. Și atunci, domnule, a doilea zi dimineață, am fost la prima oră acolo și vine Pavlic. Și Pavlic spune, zice, fii atent aici, colectivul nostru a împrumutat mașina la cineva să plece din cadru, să plece din comună undeva departe, să aducă niște materiale. Și o zis că vine, mâine, astăzi vine. Dacă eu nu vin până la ora 9 de seară, să știți că nu mai vin, vin mâine. Dar eu sigur că doream foarte tare ca să scap de aceste cărți, că dacă ne prindea, era capătul nostru, era gata. Și atunci ce am făcut? Stăm noi cu maestru împreună, stăm acolo la un loc de pândă și așteptam să vie ora 9 să vedem oare vine Pavlic, nu vine Pavlic, vine Pavlic, nu vine Pavlic. Și atunci, deodată văd că în locul ăla, acolo unde era, în zona unde noi ne-am dat întâlnire, că ne dădeam întâlnire undeva așa, lângă, pe un drum undeva în cadrul lacului de liniștire, pe undeva unde aveam locuri unde nu prea era populat, și puteam să facem aceste tranzacții, să încărcăm Biblie. Deodată văd că vine o mașină acolo, eu îi spun la maestru, zic, gata, să știi că a venit. Dar maestru spune, atunci hai să încărcăm Biblie și să începem a duce cu IMS-ul. Dar eu îi spun, zic, stai o leacă, prima dată mergem să vedem dacă e venit și pe urmă venim și luăm Biblie și mergem și le ducem acolo. Zis și făcut. Mă urc în mașină în IMS-ul cu maestru și când mergem acolo, ce vă gândiți? Era venit șeful de șantier sovietic ca să prindă pește. Ei venea noaptea, pe la 9, eu știu când venea, și cum pescuiau ei? Era linia de înaltă tensiune de 10.000 de volți acolo, ei luau un sârm care o punea cu o prăjină pe firul, pe un fir de 10.000 de volți și un alt fir pe altul fir, un alt cablu pe altul fir, și punea două țevi în apă, așa, la distanță, eu știu, de vreo 10, 20, 30 de metri una de alta, și peștele, când băga, punea câteva secunde, punea curent în alea două țevi, și între alea două țevi se făcea alb de pește, pește alb-alb. Lua alea iarăși de pe sârme și intra acolo și aduna câte un camion de pește odată. Sigur că și eu am stat un pic acolo de vorbă, am vorbit cât mai știam cu el de riba, de pește, așa. Și atunci am plecat și îi spun la maestru așa, zic, domnul Filieron, hai să mai stăm, măcar un pic să mai stăm, că e ora 9, zic, hai să mai stăm un pic, ca să poate vine Pavlic și na, să vedem, că ăștia deja durat, foarte puțin au durat cu peștele. El era mai mulți oameni, au luat pește, o mașină de pește și că peștele era tot alb deasupra apei. Și atunci era în lacul de liniștire a apei. Și atunci stau cu maestru, maestru meu era un om care nu putea să dormă. El dormea, cred că două, trei ore pe noapte, avea o boală așa că nu putea să doarmă. Noaptea citea cărți, o citea biblioteca care aveam în șantier. Era un om care nu putea dormi.
Și când la ora 9 atunci, 9 și ceva, mergem puțin de la departare de locul acela, deodată eu stăteam în partea dreaptă și îl văd pe maestru cum eu stăteam cu mâna stângă între zițurile astea două, deodată îl văd pe maestru că scapă mâna dreaptă peste mâna mea și începe să sfure. Eu când am văzut asta am spus, las că e bun așa, că doarme, poate stă mă leacă mai mult și poate vine Pavlic, da, poate vine Pavlic. Eu am lăsat, cum am lăsat mâna mea sub mâna lui, mâna mea mi-a amorțit, dar între timp am adormit și eu, pe la 11 și jumătate, aproape de ora 12, să vedeți ce se întâmplă. Cineva bate în geamul IMS-ului. Și cine credeți că era? Era Pavlic. A venit Pavlic cu camionul și atunci, na, când eu sigur că m-am trezit, s-o trezit și maestru, ne-a dat jos și îmi spune Pavlic așa, zice, măi David, eu ți-am spus că nu vin, dacă nu vin până la 9, nu vin. Dar ce s-a întâmplat? Pe la ora 11 ne-au adus acesta camionul acasă. Era seara târziu. Și atunci am zis, măi, omule, oare să mă duc? Să nu mă duc? Dacă îi spuneam că vin, era bun dacă vineam, că vineam la 12, era mai bine. Că puteam să încărcăm peste Biblie, puteam cu excavatorul să încărcăm nisip și după aceea nu mă înșelam așa peste cărți. Așa și puteam să trec. Dar când ies afară din curte, deodată o vulpe vine înaintea lui și se uită la el și trece prin fața lui. Și acesta era un semn al lui că atunci când o vulpe îi ieșea înainte, indiferent ce făcea, ori mergea la pescuit, ori mergea la vânătoare, ori mergea să cumpere ceva, lui îi mergea bine atunci când o vulpe îi trecea prin față. Era semnul lui. Și atunci a spus, gata, mă duc acum din cauza că, uite, vulpea a venit în fața mea și noi mergem ca să mergem că precis o să reușesc în seara asta. Sigur că o reușit, am luat și am adus cărțile și le-am încărcat la el în camion, ne-am dus după aceea la excavator, fiindcă era aproape ora 1, ăla care era de noapte, excavatoristul plecase, fiindcă cel de noapte lucra jumătate de noapte și până pleca acasă. Am încărcat cu excavatorul cu cupa, o cupă de nisip, am luat și am pânzit nisipul cu lopata și-o plecat Pavlic și am dus cărțile. Da, am venit, am mers acasă, noapte, ne-am bucurat cu maestru împreună că am scăpat de atât amar de material ce aveam acolo. Da, a doua zi dimineață, când mă duc la lucru, dimineața eu trebuia la ora 6 să încep lucru, că lucram 12 cu 12, deodată vine electricianul care era și la el aveam atâtea cărți acolo, aveam și dulap, aveam și sub masă. Aveam și într-o magazioară acolo și aveam numai cărți, aveam peste toți așa unde aveam eu cheile, că aveam cheile la toate obiectivele astea unde puteam ascunde ceva. El îmi spune, zice, David, din momentul acesta nu mă mai cunoști, tu nu știi ce s-a întâmplat. Zic, ce s-a întâmplat, domnule, spune-mi și mie. Zice, ieri, la poarta sovietică dincolo, au găsit niște Biblie și deja au anunțat la noi, pe șeful de șantier, că, uite, este cineva din partea română care trece Biblii dincolo. Și atunci zice precis să știi că vine asupra ta, datorită faptul că tu știi să știi toți că tu ești pocăit și tu te ocupi cu Biblie. Și atunci eu i-am cântat cântarea aceasta lui, eram atât de fericit că nu mai aveam nicio Biblie în zonă, Biblia era trecută, noaptea trecută era trecută dincolo și atunci eu am cântat cântarea în Valea Călătoriei. Bucuros sfârșesc alea, păstorul meu mă va păzi, îndel pui nădejdea mea. I-am cântat toată cântarea aceasta, și acum o știu, și am cântat cântarea asta lui și fericit am plecat și el mi-a spus că tu ești fără minte, gata, tu ești fără minte. Dar degeaba, căci nu mai aveam nicio Biblie, acolo era toate duse și Dumnezeu făcea semne și minuni folosind chiar o vulpe, ca să vie, să deschidă mintea unui om, să spună, când ies o vulpe, eu știu că reușesc. Și au venit și i-am trecut aceste cărți care erau acolo. Aș putea 10 de asemenea minuni să spun. De fiecare dată, odată, într-o noapte, a trebuit să mă duc să mă întâlnesc cu cineva
aproape de granița sovietică. Și era acolo o clădire, trebuia să vină să mă întâlnesc. Era o clădire și pe acest acoperiș eu o trebuit să mă ascund și o trebuit să mă ascund și să aștept ca să vină acest om de dincolo, Pavlic, care era și mai cu cineva să vină, să vină ca să pot să mă întâlnesc. Noaptea aceea am stat toată noaptea și nu a venit. Și atunci, înspre dimineață, n-am mai putut să plec și o trebuie să stau toată ziua pe acel acoperiș și să aștept să vină iar noaptea să pot pleca de acolo. Gândiți-vă cum a fost atunci, fără un strop de apă, fără un strop de mâncare, să stai tu acolo 12 ore, toată ziua. Nu a fost frig, a fost... Dar altfel nu puteam... Că nu mă puteam da jos. Aceasta am făcut și sunt bucuros, căci de fiecare dată Dumnezeu nu m-a lăsat să mă dea mâna oamenilor fără inimă, între oamenii care sunt filisteni, oameni care să n-aibă milă de mine. Dumnezeu m-a sprijinit de fiecare dată. O altă întâmplare, dacă ar fi să vă spun, într-o noapte am organizat să luăm Biblie dintr-un loc tot ascunsă în niște țevi care era de partea sovietică de acum. În țevile alea eram, căpeau multe, erau niște țevi mari, cu poate în diametru de 80 metru și acolo am pus saci, era la capăt înfundate cu pământ, noi înfundam cu pământ, cu crengi, care să nu se poată ști că acolo ar fi ceva. Peste zi, să vezi ce se întâmplă. Peste zi a venit o trupă de oameni, de muncitori din partea sovietică și nu departe de locul acela au început să facă un șantier, au început să sape cu excavator, cu oameni. Și atunci m-am gândit acum cum să facem noi să ne anunțăm pe Pavlic ca să nu mai meargă cu mașina acolo, fiindcă dacă el mergea, era întrebat, ce cauți aici? Sau cine știe ce putea să fie întrebat Pavlic. Și în momentul ăla am luat cu maestru împreună și ne-am dus pe barajul înalt care era și am trecut pe baraj pe jos de acolo. Nu puteam să trecem, fiindcă era șantierul ăla, era o stradă acolo, dar era chiar în strada aceea, era ocupat de către oamenii care lucrau. Și atunci ne întreba, ce căutați voi aici noaptea? Ce căutați? Na? Și atunci ne-am urcat pe baraj. Pe baraj era un drum care se poate mergea, să mergi dintr-un capăt în altul, deja mergeam de partea sovietică și după aceea ne dădeam jos de pe baraj și puteam să mergem lângă baraj ca să mergem de partea aia altă. Eu cum mergeam deasupra pe baraj, deodată văd o mașină la poalele barajului, văd o mașină care semăna cu mașina noastră și spun, măi, s-ar putea să fie aia mașină. Și când mă dau jos de pe baraj și mă duc acolo, îl văd, era Pavlic, era tot negru pe mâini, mașina deodată s-a oprit. Și când s-a oprit mașina, deodată el, fiindcă zilurile sau felul de mașini care le avea el, alea, dacă nu pornea de la cheie, puteai să mergi la motor și la electromotor era așa ca un fel de punte. Trebuia apăsată aia și în momentul ăla mașina pornea. Dar la dânsul nu pornea nici de la cheie și nu pornea chiar dacă o apăsat pe electromotor, așa ca să facă un contact acolo, nici în felul acesta nu mergea mașina. Și atunci când el ajung acolo, el era pe la mână frig, era negru, și spun, măi, neapărat, dar ce faci aici, măi? Măi, mi s-a oprit mașina asta, mă, și nu merge, măi. Zic, stai, dacă fii atent și s-a oprit. Mașina s-a oprit, fiindcă nu poți să mergi acolo, fiindcă de aici nu vezi că-s pomi și așa, dar strada asta, înainte de a ajunge la Biblii care sunt în țările alea unde ți-am spus eu și unde, așa, zic, este un șantier, este un loc, un punct de lucru care a venit din partea sovietică și deja acum lucrează acolo. Ei fac făcut o groapă să vadă, face o testare a pământului să vadă ce este. Pământ, șotără, nisip, să vadă ce. Deci ei fac acolo ceva și nu pot să merge acum acolo. Vai de mine, să-mi spun el, dar atunci ce facem? Zic, facem altă dată, facem mâine seară. Noi vedem cum termină ei
șantierul și cum atunci putem să facem mâine, putem să facem locul ăsta, putem să facem să luăm transportul ăsta de Biblie. Și atunci măi, da, bine că ai venit, dar cum mai știuți că sunt aici? Păi n-am știut că ești aici, aici am venit să-ți văd, poate cumva te găsesc, poate cumva ți ies înainte ca să te pot anunța, că din cauza că dacă ai merge acolo, doar te-a întrebat ce cauți aici, putea să iei la întrebări, putea să iei la examinări, putea să iei să te iei că ei fac ceva neobișnuit pentru ei. Și atunci, deodată, el când zicea, bine, gata, dă capota aia în jos, laterală, de la zil și spune, dacă mă o las aici, hai că mă duci încolo și mă duc acasă, că o vine mâine și o-i porni, o-i faci cu ea. Și când dă alea lateralele, alea că era așa două care se ridica în sus, cum mai era mașinile vechi, rusești, deodată le dă în jos și sui în sus, dă, încearcă încă o dată la cheie. Și când încearcă la cheie, mașina pornește normal, ca fiecare dată, fără niciun fel de... Și spune, zice, ai văzut, asta a fost mâna lui Dumnezeu. De fișa în seara aceasta m-am temut, dar acum nu mă mai tem, că văd că Dumnezeu este la cârma acestei lucrări. Și în felul acesta Dumnezeu lucra cu semne și minuni ca să-și apere lucrarea și noi eram niște, ca niște oameni care ne încredeam ca un copil care se încrede în tata lui, care cunoaște toate lucrurile și toate tainele. Acestea au fost niște lucruri care Dumnezeu le-a făcut atunci. Și eu cred că când s-a terminat, ultima dată, când am făcut ultimul transport din anul 80, cred că luna februarie, am mers la poartă și când am mers la poartă, cineva i-ar fi spus, iar poate ar fi zis că Pavlic trece, dar era un prieten de lui foarte bun și eu dat drumul să iasă. Când i-o dat drumul să iasă, merge acasă și o preda cărțile alea și când merge acasă, mașina lui Jiguli, care avea o Lada, nu știu cât număr avea, deodată vede acolo în portbagaj un aparat și acesta era un aparat de urmărire a lui. El l-a luat și-a luat aparatul ăla și l-a aruncat. Când l-a aruncat era numai tranzistor, era un aparat electronic, ceva de urmărire, ca să fie urmărit public, să vadă activitatea lui. Și atunci n-a durat mult timp, l-a chemat pe el acolo la securitate, la KGB, acolo unde era, și atunci i-a găsit alt motiv, i-a găsit niște motive, alte motive, pentru care a trebuit Pavlica nostru să meargă, să fie luat în închisoare. Și așa am întrerupt în 80, în februarie, am întrerupt această activitate și acum urma ca, am zis așa, când Pavlic o să iasă în închisoare, nu știu câte luni de zile au făcut sau pe alte posibilitate sau așa, alt om, să începem iară. Dar în felul acesta am pus capăt și frații au spus, zice, e bine să facem o pauză, e bine ca să, că până acum nu s-a întâmplat nimica, fiindcă șeful nostru, care era Mișclos, de la Sibiu, el ar fi fost de părere totdeauna nu să trecem cu mașina, să trecem cu o geantă. Că zici, când ar să crape acolo odată la șantier, să va a exploda și se va împrășca în toată țara, în România. Dar niciodată aceasta nu a fost posibil, nu s-a întâmplat și am ajuns să fim păziți de Dumnezeu. Sigur, poate că lucram și cu dreptate, lucram, ne sprijineam în Dumnezeu, eram parcă oameni atât de simpli, eram acolo care lucram și niciodată n-am fost, atât Hoffman, cât și fratele Marian Marianchenko de la Siret, care avea 14 copii, așa cred că avea 14 sau 12, nu mai știu, dar oricum avea mulți copii. Era un om care atât de mult... era pentru această lucrare și pentru ca Dumnezeu să facă această lucrare. Toți erau numai decât doreau să treacă aceste cărți în Uniunea Sovietică, căci aceasta era dorința lor la toți. Ce aș mai putea să vă spun odată,
fratele Mihai Wurmbrand, băiatul al Richard Wurmbrand din America, o cumpărat toate rublele care erau în America. S-au adunat, cred că, vreo 700 de mii de ruble. Deci nu știu câte ruble, multe. Un sac de ruble a fost. Și atunci au trimis un sac de ruble din America în România. Din România mi l-a dat mie și eu i-am trimis la Ion Rus, la Cernăuț. Eu cred că cu aceste ruble care au fost, s-au construit atât biserici, s-au făcut, dacă nu, și o tipografie dincolo în Rusia. Și aceste ajutoare și acest fel de lucru care frații le-au făcut dincolo, au ajuns ca acolo să fie ajutați frații care erau în așa un greu. Dincolo, noi nu putem să cântărim sau să avem măcar o dată să ne imaginăm ce înseamnă un om credincios care a trăit în sub cortina de fier de dincolo. Aceștia erau ajuns, dacă era un păstor, el mai multe jumătate sau aproape toată viața lui și-o petrecea numai în închisoare, fiindcă era interzis să facă această slujbă, era interzis să dea cina, era interzis să făceau adunări în pădure, să făceau adunări în locuri ascunse, să făceau adunări și când erau prinși, erau bătuți încât erau deformați cu toții. Au trecut mai multe luni de zile de când făcusem ultimul transport de Biblie. Asta a fost în februarie 1980. Eram în luna octombrie 1980. În luna octombrie 1980, frații au căzut de acord și s-au învoit ca să începem iarăși activitate la șantierul Stânca Costești. Dar să încercăm cumva să punem o nouă linie la punct. Un nou fel de a trece și de a face, de a organiza. Și atunci când frații au zis așa, sigur că fratele Hoffman, fratele Mișclos, fratele Matias Fackner, fratele Paul Gross, au început să înceapă să organizeze, să aducă din nou Biblii la Rădăuț și apoi de la Rădăuț să începem iarăși activitate ca aceste Biblii să poată merge la Stânca și eu să mă duc iarăși la șantier, fiindcă eu de multă perioadă de timp nu mai eram la șantier, mergeam numai pe la grupul de la Bacău și nu mai eram în cadrul șantierului la Stânca Costești. Dar eu încă lucram acolo și mergeam în delegații, mai făceam așa anumite lucrări prin care Dumnezeu mă ridicam în ochii oamenilor de la șantier ca să pot să am trecere în fața lor. Sigur, o plecat de la Alba, de la Sibiu, două mașini cu Biblie, o plecat Matias Fackner și fratele Matias Fackner și cu fratele Paul Gross. Când a plecat de acolo, de la Sibiu, când a plecat, a ajuns bine până la Suceava. Asta era într-o sâmbătă. În octombrie, la începutul lunii octombrie, sâmbătă. Și când a venit la Suceava, un milițian simplu, nu pot să-l știu cine, ar vrea să-l cunosc. Poate dacă aș încerca să aflu, vreau să-l cunosc și eu pe omul acela care a făcut așa de mare năcaz și așa de multă durere. Acest om a găsit aceste mașini cu Biblie. El n-a făcut altceva decât o anunțat la miliție la Suceava și apoi de la miliție la Suceava o luat și o anunțat la București. Și cazul, sâmbătă, atunci a fost preluat de un organ de la București, de cercetare. Cu toate încercările de aici, cât bani erau la dispoziție, să poată să camufleze, să poată să oprească aceasta,
nu a mai fost posibil. Și atunci eu l-am pus la miliții și am întrebat unii merg. Ei au spus că merg la Hoffman. A venit cineva la Hoffman și o trimis cuvânt, dacă nu mai simplu, sâmbătă, că el trebuie ca luni dimineață să fie la miliție la Suceava. Când a venit acesta, el a luat ce a făcut? A luat și a luat toate Biblii care mai ne avea pe acasă și le-a dat numai peste gard în curte la Vițega, care el stătea la numărul 1, să la sitalul numărul 1, o familie tot de credincioși, care el nu a mai avut nimic acasă. Sigur că parcă duminică au venit și la el control, au făcut percheziții, nu au găsit nimica, dar luni dimineață a trebuit fratele Hoffman să meargă la Suceava. Când s-a dus la Suceava, sigur că a mers el cu mașina și mașinile alea care era acolo, fratele Hoffman nu a vorbit nimic până miercuri. Și ceilalți, că luni dimineața au început ancheta, deci luni, marți, dar miercuri au spus tot ce au făcut în ultimii 10 ani. Deci au dat declarații ce au făcut în ultimii 10 ani. Atât Hoffman, atât Paul Gross și atât Matthias Wagner. Sigur că aceasta, poate cineva spune, au scris așa de bună vreme, au avut de îndurat tare mult. Eu nu vreau să știu cum, eu nu pot să suport nicio leac de durere, dar îmi dau seama că Hoffman a avut de suportat foarte, foarte mult și Paul Gross. Că eu cred că după ce ei au ieșit din pușcărie, cred că Paul Gross nu dura mult, cred că și nu mai o trăit. Fiindcă el a fost foarte tare maltratat. Dar vreau să spun cum s-a întâmplat mai departe. Deci ei au spus că eu le duceam acolo și le dădeam la maestru Filioran. Joi dimineață merge de la miliție, de aici, la securitate, merge și îl ia pe maestru Filioreanu de la șantier și îl duce la securitate la Botoșani. L-a ținut joi, vineri și sâmbătă i-a dat drumul, fiindcă el era și secretar de partid în cadrul șantierului și plus de asta era fratele de corp a Filioreanu, care era prim secretar la județul Neamț. Deci fratele maestrului meu era la județul Neamț prim secretar de partid, care mai târziu a devenit și, cred eu că, așa, după informațiile care le-am avut, a devenit ministrul transporturilor, Filioreanu, care fusese prim secretar la județul Neamț. Când ei au luat și când s-o Când ei l-au luat pe maestru la Botoșani, el a spus, sigur că s-a purtat frumos cu dânsul, a venit și fratele lui de corp acolo la Botoșani, și el a spus, domnule, eu nu știu ce îi duceam. Eu dacă i-am dus ceva, eu i-am dus și da, el nu mi-a plătit niciodată nimic, n-am făcut câștig, n-am făcut așa avere cu aceste cărți. Ce duceam, nu știu ce ducea David cu mașina când eu îi treceam, când îi încărcam la mine. Și în felul acesta s-a terminat problema, urmărirea cu maestru Filioreanu. Eu am încercat, eram aici la Vicuf, la mine a fost mai greu să ajungă, din cauza că eu stăteam la Vicuf, aveam, la părinți stăteam, aveam domiciliu în Dărmănești-Bacău și aveam viză de flotant la Stânca Costești. Și asta a fost o leacă pentru ei, adică ca să mă lasă o leacă mai mult liber, ca să nu trimite imediat după mine. Eu duminică am luat și am sunat la maestru și l-am găsit, duminică seară l-am găsit pe maestru, am putut să vorbesc cu el la telefon și el mi-a spus, zice, ești liber? Și îmi spun, da. Zice, mâine dimineață te arestează. Eu când am auzit asta, că mâine dimineață te arestează, am luat și m-am dus până la el. În noaptea aia l-am luat pe Nicu Boca,
el Arădăuți cu mașina și am plecat la ora 5 duminică seara și m-am dus la Iași. M-am dus la Iași, am ajuns la miezul nopții la maestru acolo, am vorbit cu el, l-am întâlnit, el a spus așa, mi-a citit declarațiile lor exact și dacă am văzut declarații, eu n-am vrut să recunosc nimic, dar când am văzut declarațiile lor scrise așa, n-am putut să nu spun, până la urmă, da, am făcut asta, dar n-am făcut câștig, n-am făcut asta pentru contrabandă, n-am făcut pentru nimic, l-am ajutat pe David când el îmi cerea mie, i-am făcut așa. Și atunci eu am venit acasă, în dimineața aceea, am ajuns luni dimineață, am ajuns acasă, la părinți era ora 6, de la Iași. I-am spus la părinți, i-am trezit și i-am spus că eu trebuie să plec de acasă, că uite, la ora 7 vine mașina poliției, pe miliție, pe mine să mă aresteze. Da, așa a și fost. Am plecat la ora 6, m-am dus la Suceava, am luat trenul care mergea înspre Cluj, la ora 8, am ajuns la Suceava, la ora 7, într-adevăr, au fost două mașini de miliție la noi acasă și au început, eu spus, da, aici locuiește Ion Lăcătuș, da, băiatul dumneavoastră, David, aici locuiește. Și spune, da, dar acum e acasă? Zice, nu e acasă. Și în momentul acela, colonelul negru care era de la Suceava îi spune, s-a dus dracului. Și atunci el a început, zice, uite, avem o cunoștință că aveți aur ascuns acasă și aveți așa, mai multe lucruri care le-au făcut, trebuie să controlăm. Și-au controlat în casă o zi întreagă, până au scos și scândurile din pod. Și aveam în pod niște scânduri și au zis, sub aia trebuie să fie ceva. Și acolo s-au dus și au ridicat cu rangul, a fost o zi întreagă la noi acasă, până când au găsit niște motorină, niște butoaie și atunci, fiindcă i-a făcut o sovălă tata ca să încălzească cu motorină. Și au zis, știi, asta, eu confiscat motorină, au zis că trebuie să vin să o luăm, din cauza că n-avea acte pe motorină. Dar eu i-am spus lui tata să pui apă și motorina se ridică deasupra și când vine să ia butoiul cu apă, numai un pic de motorină. Dar tata n-a făcut, tata a ascultat de deși. Și în felul ăsta, deci o zi a fost la noi acasă și a controlat și pe urmă a doilea zi, marți, cum a fi, s-a dus la un încheiaș de meu care eu mai stăteam și acolo, la Nicolae Răuț, la Mătuși și Savede, unde stă Vasile și Savede. Și acolo a controlat iar în casă și a controlat tot și în felul ăsta eu am fost plecat. Sigur că pe drum, pe tren, a fost trimis cineva, am fost dat în căutare să fiu găsit undeva, sigur, la gară și în tren. Cum trenul ăsta mergea de la Suceava înspre Cluj, pe undeva era doi milițieni care mergea din vagon în vagon să vadă dacă nu cumva, poate mă căuta pe mine, poate căuta pe altul, nu știu eu pe cine căuta, dar era doi milițieni care venea. Eu când i-am văzut, am început să merg înaintea lor, tot mergeam și ei intra tot în fiecare compartiment și se uita și controla și na. Eu m-am dus, până când de acum am ajuns într-un vagon și eram pe la jumătatea vagonului. Când ei au ajuns, s-au deschis ușa și să uite afară în gară. Când s-au uitat afară în gară, cineva jos acolo, doi oameni care erau jos, au început să se bată, domnule. Au început să iei cu pietre jos, să-ți dea cu pietre să se bată. Ei s-au dat jos să-i oprească pe aia, ca să nu mai se bată. Și eu când am văzut că ei s-au dat jos, eu am luat și am trecut în vagonul celălalt care ei deja îl controlase. M-am dat înapoi și ei, sigur că s-au urcat când o dat drumul la tren, s-au urcat și au început mai departe să controleze în unde eu de acum nu mai eram, eram deja în spatele lor. Am ajuns la Cluj, de la Cluj am ajuns la Sibiu. Când am ajuns la Sibiu, era rația acolo la Sibiu, care mergeam spre Alba. Eu am luat o mașină de acolo de ocazie din Sibiu și când am ajuns acolo la Turnișor era și miliții și armata. Și controlau fiecare mașină care mergea. Au venit la mașina noastră și au început să controleze și au început să vorbească cu șoferul. Și au început să-i spui, na, unde să-i controleze acte. Eu eram în partea dreaptă și el controla pe șofer și mă uita la mine, unde mergi? Mă duc la Alba. Și ce faci? Să mă duc în concediu. Și atunci, dar eu buletinul luam și l-am ținut exact cu buletinul meu în fața lui, la volanul șoferului, ca el să ia buletinul, să se uite. Așa parcă așa a fost, na. Și când eu termină de vorbit cu
cu șoferul, când termin de vorbi cu șoferul, deodată îmi spune, gata, sunteți liber. La buletinul meu nu s-o uita. M-am dus mai departe și când m-am dus mai departe, am ajuns la Mișclos. Când am ajuns la Mișclos, era ora cam 9-10 seara, el stătea Dobânca. Imediat din Sibiu, cu câțiva kilometri, știu, 20 de kilometri, înspre Alba, sau 15 kilometri. Când am ajuns acolo, am ajuns la el acasă, m-am dus pe jos încă noaptea, era niște stând de oi acolo și era câini, dar m-am dus, cumva am trecut. Și când m-am dus acolo, el era în genunchi să ruga, ca să culce. Și soția lui mi-o bat la ușă și când soția îi spune, băi, mie și-o venit Văsile. Băi, omule, în momentul ăla, eu atunci am luat și am întrat la el, s-o sculat de pe genunchi și i-am spus, frate Miș, deja miliția știe tot. Uite, așa m-am fost la maestru, am vorbit. Nu se poate. Paul Gros nu vorbește și Hoffman tot nu vorbește. Poți să-l picure cu ceară. Frate Miș, o vorbit tot, o spus ce-o făcut 10 ani de zile. Maestru nu-a spus treaba asta. În momentul ăla, na bine, na, vedem ce mai fi, că până la urmă o să intervină cu bani, că am pus pe cineva, o mai aranjat e să intervină, poate să poate da la fund situația asta. Dar nu a fost posibil, ci asta eu am fost marți, am fost cu el la lucru, acolo la Păiana Sibiului, că el lucra zidărie și eu eram tot zidar și am lucrat cu el marți și am venit iar la, acasă la el și miercuri dimineață m-am dus iar la lucru cu fratele Mișclos, la Păiana Sibiului și cu echipa lui de zidar care o avea și pe la ora 9, între 9 și 10, ce vă gândiți? Între 9 și 10 vine un imesiu de miliție și vine acolo la blocul care eram eu și cu Mișclos împreună și vine și îl ridică pe Mișclos și îl ia unul de un braț și unul de un braț, doi milițeni și clădirea era un leacă mai pe un deluț, dar eu eram în altă cameră, te încuiam în altă cameră. Și când acolo, mai omule, văd că niște femei au zis, vai, început să răcnească, deci ia asta, de așa, cum așa? Și mă uit, numai scot capul pe geam, așa, din camera aceea, și când îl văd că pe Miș deja se depărta acum de clădire, ăia doi milițiani l-au luat pe el și mergea la IMS-ul care aștepta în drum acolo jos. Da, în momentul ăla a venit băiatul lui, Miș, și m-a luat pe mine și a spus, Văsile, nu mai poți să vă stai, David, aici, și trebuie să te duci și trebuie să te ascundem undeva și trebuie să facem lucrurile altfel. Da, atunci gata, am luat și m-am dus. Prima dată m-am dus și am fost ascuns la o familie acolo de croitorese, niște fete care așa lucra acolo și după aceea au vorbit cu un alt om care avea o stână de oi. Și a zis așa, zice, eu am nevoie de un cioban. Atunci poate poți să-l iei pe David. Și el a zis, da, îl iau. Uite, eu i-a explicat, a zis, treabă, n-are nimic, n-am știut dacă dorând mie. Ăsta era un om foarte sigur, stăpân pe sine, îl chema Iancu. Era Iancu de la Păiana Sibiului. Și atunci, în momentul ăla, s-a dus, am mers acasă la el, am făcut acolo ceva, mai o săptămână asta la el acasă și am mai lucrat ceva și după aceea am plecat între Cluj și Zalău, într-o comună care se chema Sâncraiul Almașului. Acolo avea el stâna de oi, el avea 300 de oi și colectivul avea 500 de oi și el era acolo cu stâna asta de 800 de oi la colectivul ăsta din Sâncraiul Almașului. Sigur că era luna octombrie, m-am dus acolo și am început să păzesc oile. Am păzit oile, eram cu câini, el avea un băiat de vreo 17 ani și el, sigur că câteodată mergeam, împărțeam oile jumătate și mergeam eu cu 400 și băiatul lui cu 400, dar majoritatea cazurilor mergeam eu cu toate și aveam doi câini de întors oile și nu, era ușor de păzit, că dacă aveam să ne... Era un deal foarte mare așa și așa ca un fel de podiș așa. Și ne întorceam cu câinele oile și păzeam oile și aveam acolo o perelină, că dacă ploua o perelină făcută așa din ca un sac așa și o puneam pe mine, iar
dormeam, trebuia să dorm cu oile afară în zavatră, zavatra era pe deal acolo sus și sigur că s-a fost mai ușor până a început să ningă. După aceea în luna noiembrie a început să ningă, a început să facă frig, dar nu a fost problemă, că aveam blană, aveam blană de cojoc, de oaie, acolo în zavatră aveam, dormeam pe o blană de oaie, aveam de risupt și cu una mă învăleam și nu mi-era frig, puteam să, am trăit bine. Stăpânul meu care l-aveam acolo, o îngrijit de mine ca de copilul lui, și acum pot să spun că masa bogată care mi-o dădea dimineața era mămăligă și cu un de oi și cu un de, un fel de așa de combinație care când o punea pe plită se făcea să zboia așa, era foarte, foarte gustoasă și foarte bună și ei era trei și eu eram singur și mâncam cred că jumătate din cât punea ei pe masă ca să da, eram tânăr, aveam 30 de ani și așa. Și atunci așa au durat până iarna aia, am trecut o bucată de iarnă. Înspre primăvară așa, a fost în ianuarie procesul la Rădăuț și când a fost procesul la Rădăuț, frații din străinătate au spus: David, nu mai poți să rămân în țară, că toată vina i-a dat-o numai pe el, pe ăștia i-a condamnat numai pentru deținere de valută, așa. Și atunci trebuie să-l scoatem din țară. Da, sigur că o organizat să ies din țară, o vorbit cu cineva, cu un capitan de vapor, a venit de acolo Mișclos Junior, băiatul lui Mișclos, bătrânul care deja era în închisoare, fiindcă în ianuarie a fost procesul la Rădăuț, a fost un proces politic, a fost procesul sâmbăta, sala de judecat a fost plină. Și atunci ei au primit de la un an jumate, cel mai puțin o primi Hoffman, până la 6 ani jumătate Mișclos. Deci au avut toți 5 au primit de la un an jumate până la 6 ani jumate. Și au fost duși în închisoare la Botoșani, iar pe mine m-au dus acolo, eram la stână și au spus că nu mai poate să rămân în țară, undeva prin Norvegia sau în Olanda, s-o luat hotărârea ca pe mine să mă scoată din țară. Fratele Richard m-a purtat de grijă și în felul acesta, Richard Wulbrand, și în felul acesta am reușit să fiu programat să pot ieși din țară. Da, au venit Mișclos băiatul, m-a luat de acolo, de la stână cu o mașină, tot printr-o minune am fost când au fost mai multe cazuri când a fost chemat Iancu ca să-mi facă mie viză de flotant acolo. El tot a spus că nu are actele mele, nu are datele mele, deocamdată să vedem, să găsească buletinul și atunci o să facă. Până la urmă, în ziua când trebuia să vină miliția să ia buletinul de meu ca să merg să-mi facă viză de flotant, în ziua aia au venit Mișclos Junior și m-au luat de acolo, de la stână și am plecat înspre Turnul Severin, de unde era, trebuia să fiu îmbarcat în vaporul care să mă ducă în Germania. Sigur că am trecut pe la Sighișoara, pe la fratele Föder și au vrut să mă cunoască și fratele Föder. Între timp era frig și au înghețat caloriferele în cabina capitanului de la vapor, o trebuie să sudeze alea și am mai stat vreo 2 săptămâni sau o săptămână, două, așa, și până la urmă am ajuns pe vapor. Când am ajuns la Turnul Severin, a venit, unul m-a dus pe mine cu mașina, iar Klaus Wagner a venit cu bani ca să plătească pentru mine. Când am văzut câți bani au plătit pentru mine, am zis, mai bine, dă-mi ia banii ăștia și eu rămân în țară. Mai bine, dă-mi banii ăștia și rămân în țară. Parcă așa m-am gândit, dacă nu i-am și spus. Dar până la urmă m-am dus, când atât de provizorii lucram, ăsta Fir Virgil, care era capitan, era și beat, o luat, n-avea nici ambreiaj pe mașină, îmi băga în viteză fără ambreiaj și m-a dus acolo și când am ajuns în port la Turnul Severin, ce vă gândiți, pe cheile portului era soldat, din 2 în 2 metri era soldat. Și veghea ca să nu cumva să intre cineva și să iasă cineva din vapoarele care erau pe lacul de liniștire, la, la,
e la Turnul Severin, acolo unde era hidrocentrala. Băi, el mă zice, când am ajuns acolo, deodată ăsta, Virgil, fiul îi spune, spune, vine mai marinare mai repede, îmi spune mie. Și eu eram în urma lui și printre doi soldați am coborât pe scările alea care era pe lângă beton, pe lângă vana aia de beton, care era înaltă așa, și pe urmă, și mergeam și jos era o barcă și mai repede capitane, da, puteam să fiu controlat, puteam să fiu doar atât de primitiv, atât de primitiv să lucra. Și așa de idee, dacă nu intervenea Dumnezeu, dacă nu era Dumnezeu cu mâna lui și degetul Dumnezeu, deja și atunci era, în ultimul moment putea să fiu prins, dar nu m-a prins. Și atunci m-am dus jos, m-a luat în barcă, barca care aștepta jos, și m-a dus în larg undeva la un vapor care era vaporul lui. Da, după aceea m-am dus acolo în vapor, când am mers în vapor, el m-a lăsat pe mine acolo în vapor, m-a lăsat, sigur că fără foc, era frig, era 0 grade. Eu m-am îmbolnăvit, m-am răcit, am stat o noapte în bucătăria aia lui, care o avea și m-am încălzit cu aragazul care era, dar aia era un metru pe un metru, atât era de mică. Și cred că am consumat tot oxigenul și mi-a fost și mai rău. Și atunci, am stat așa, era, zic așa, am ajuns pe la amiaz, când am văzut la amiaz că deja umbla așa căldirea cu mine. Am văzut, m-am uitat la termometru, era 0 grade. Între timp mi-a luat el mie o pereche de pijama, mi-a dat 150 de lei, parcă am rupt eticheta și am zis, până aici a fost. Zic, acum au fost, până aici au fost ca să pot să mor. Trebuie să mor. Dar vreau să vă spun încă ceva care am uitat să spun. Înainte de a ajunge la vapor, au trebuit alea două săptămâni cât am stat și a fost vaporul, că nu a putut să mă duc din cauza că era înghețat și s-au crăpat caloriferele, am fost acolo ascuns undeva la o femeie care era în casă, era însărcinată și acolo s-au gândit frații că nu vine milița și m-au dus într-o cameră mai în spate și vinea acolo femei cu rou înainte de a merge la naștere. Și familia, pe fratele chema Hans și apoi eu am spus doamna Hans la sora aia. Și băiatul ăla, gândiți-vă că acum trăiește, are 35 de ani, este trăiește la Ziegen, în Heigerselbach, care atunci s-a născut când eu eram ascuns în casa lor. Și a născut un băiat, care sigur că are acum 35 de ani. După aceea, când am ieșit, că o trebuit, i-au plecat la spital ca să nască, și eu n-am mai putut să mai stau acolo, și m-au luat mișclos să mă duc în altă parte, într-o comună, Gârbova. De acolo era și nemți, au fost nemți, și sași, și m-au luat și m-au dus la cineva acolo, la un frate care am aflat de cineva că ar fi trăit și acum. Dar nu știu dacă nu, era și atunci în vârstă, dar cred că acum aveam 90 de ani. Și m-au dus la el unde era adunarea, în casa la ei, și la Gârbova. Și când m-au dus acolo în casa la ei, m-au culcat într-o bucătărioară afară, au luat și-au pus perne în geam și m-au culcat acolo, am stat, cred că o săptămână am stat așa acolo, iar necesitățile mi ziceam în casă, fiindcă nu aveam voie nici să mănânc la toaletă afară. Așa eram de... N-am ieșit o săptămână din casă. Și atunci am stat acolo până când au venit și m-au luat, și au venit iar mișclos și m-au luat, deasupra avea schi pe mașină și m-au dus, și a venit Klaus Wagner, care am mai spus cu el mai la început, el a venit cu banii și Mișclos Junior a venit cu mine cu mașina și ne-am dus și am intrat pe vapor, cum v-am spus, atât de primitiv organizat, că firul ăsta era tare destrăbălat, nu era deloc organizat, măcar că o lua tare mulți bani, mulți bani. Dar cu toate astea era totuși neorganizat bine. Dar m-am dus acolo, m-am dus înăuntru și am stat acolo înăuntru până când, vă spun, am răcit. Și atunci când am răcit, am zis, până aici a fost. Iar aveam pijamalele alea care le aveam cumpărate de el și atunci am luat și m-am dezbrăcat, am luat alea două pijamale,
am luat și m-am era ora 12. M-am pus pe genunchi lângă pat, m-am rugat, m-am rugat jumătate de oră, cred că, m-am rugat. I-am spus toată viața mea Domnului și atât am plâns de mult încât aici pe pieptul meu, pijamaua era atât de mult cu apă, când făceam așa pe pijama, făcea plosc, apa sărea din pijama. Și am fost așa de eliberat, am fost fericit foarte tare și atunci am luat și m-am băgat sub pătură, că aveam acolo un pat de fier, saltea și pătură deasupra și m-am pus cu mâinile pe piept așa, cum ar fi un om mort. Și am zis că acum o să sunt timpul ca să mor. Și m-am pus sub această pătură și am stat așa și nu a durat, foarte puțin a durat și am început să am adormit. Și când am adormit, m-am văzut în gara la Ițcani, la gara la Suceava Ițcani, că mergeam prin aer așa, cu mâinile așa cum merge un avion așa într-o parte și alta, mergeam pe sus și priveam în sala de așteptare. Am luat și era niște uși foarte mari, am ieșit afară, când ușa era deschisă, am ieșit afară și m-am ridicat iarăși la nivelul stâlpilor de telegraf și am început să-mi fac la stânga și mergeam spre Suceava. Era în fața gării, era un parc acolo cu niște gardă înalt de fier, totul era numai flori, era flori, dacă pot să spun că am mai văzut atâtea flori, ca acolo era numai în Israel am mai văzut. În Israel sunt foarte multe flori, flori câte vrei, flori, flori, flori. Atâtea am văzut atunci noapte, în când am ieșit afară din gară și eram stângă. Așa am început să mă duc așa prin aer, la nivelul stâlpilor de telegraf, am început să mă duc înspre Suceava. Și am adormit, era ora 1 poate, 1 și ceva, 1. Și am stat așa adormit până când pe la 5 a venit capitanul și am văzut că o discuiatușa că lipsise vreo 5 zile. El a mers până la Timișoara undeva să mai aducă pe alți oameni, că nu m-a dus numai pe mine. Am fost vreo 5 împreună atunci pe vapor. Și ne-am dus acolo, au venit și când au venit, m-au trezit. Și când m-au trezit din somn, eram sănătos, n-am avut nici temperatură, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic cu mine. El, atunci m-am trezit la 0 grade, dați-vă seama, eram numai în pijamale. Și atunci el a venit, n-am mai stat mult și am început să vină și să organizeze deja plecatul nostru înspre Germania. Am mers, sigur că am făcut o lună de zile pe apă, până la Viena. Până la Viena, noaptea ne băga, când trecea peste granță, ne băga în corpul de jos, câteodată acolo în cluftul vaporului și stăteam și câte 3 zile, fiindcă trebuia să intrăm noaptea și trebuia să ne scoată noaptea. Și depinde cât mai aștepta la granță, până trebuia înainte ca să fie noaptea, că dacă ziua, seara ajungea acolo, trebuia noaptea, cu noapte înainte să ne bage. Și în felul ăsta am ajuns la Viena. Când am ajuns la Viena, sigur că frații au venit din Germania cu o mașină, cu niște pereți dubli, așa, de asta, de vacanță, și m-au luat de acolo, de la Viena, și m-au dus în Germania. Când am mers în Germania, pentru prima dată când am ajuns în Germania, da, am fost controlat ca și un sclav, cum e dantura, cum sunt eu, cât sunt de sănătos, cât sunt de bolnav, ce am nevoie, ce nu am nevoie. Am mers prima dată în Pădurea Neagră. Acolo m-am dus la Tendis, la o familie acolo, și acolo, da, am stat acolo o bucată și câteva zile mi-au cumpărat niște haine de acolo. Și după aceea am venit la Nürnberg ca să mă duc în lagăr la Zindorf. Când am mers în lagăr la Zindorf, atunci era războiul dintre Irak și Iran. Era acolo în lagăr și irakieni și iranieni, că pe amândoi îi primea în lagăr în Germania. Și când am mers dimineața, am mers acolo să mă predea în lagăr la Zindorf, am mers cu Ladec, cu Karl Ladec. Când am mers acolo, deja era câțiva morți în curte, acolo era câțiva morți și au venit aia să-i ia, să-i ridice,
că noaptea se bătuse și se omorâse unii pe alții. Și atunci era numai sânge pe pereți, era sânge în curte. Și atunci că ăsta, Carl Ladecu, zis, eu nu-l las aici, îl iau acasă la mine. Și a semnat pentru mine și m-a luat acasă la el. Și am stat acasă la el. Și în felul ăsta n-am stat în lagăr, ci am stat acasă la el. Da, am avut de lucru chiar la început, am îngrijit niște cai, așa. Și în felul ăsta am început să trăiesc viața în Germania, am învățat limba germană, am muncit mult, am învățat cu Biblia, am tradus Biblia din Biblia germană cu Biblia românească. Am învățat să citesc la Carl, fiindcă el avea un ginere care era din România. Și așa am învățat și am stat acolo, la Carl Ladec, până când m-am mutat la altă firmă și după aceea m-am mutat la altă loc de locuință, în Nuremberg. Și în felul ăsta am început viața din 1980-81, pe data de 9 martie, când am ajuns acolo, până astăzi am cetățenie germană și stau și în Rădăuți și stau și în Germania. Dumnezeu m-a ajutat și împreună cu soția avem aici la Rădăuți un loc unde putem să ne bucurăm de o clădire cu căldurică, cu o masă bogată și cu protecția Domnului, Dumnezeului nostru, care aș putea să spun că după atâția ani care El a avut grijă de mine, astăzi îmi dă pâinea de îndurare. Pentru că cândva și-o adus aminte că am făcut și eu o jertfă, am făcut și eu o lucrare care cred că s-a bucurat atunci Dumnezeu de felul cum am lucrat și cum am procedat având o sinceritate mult mai mare ca acum, având o pocăință mult mai mare ca acum, având o seriozitate mult mai mare ca acum. Și astăzi îmi dă pâinea de îndurare, fiindcă Dumnezeu e bun și El nu părăsește pe nimeni. Și de aceea vreau să spun la fiecare, dacă vă credeți în Dumnezeu, Dumnezeu n-ar să vă lasă niciodată, chiar până la adânci bătrânețe, El vă păzește și vă ocrotește. Am avut acum nu de mult un accident, în urmă cu 6 luni de zile, s-a izbit cineva cu mașina noastră frontal, la mai mult de 100 de km la oră. Sigur că am spart cu capul, că nu aveam centura pusă, am spart parbrizul și cine a văzut mașina și miliția când a zis, zice, domnule, să fii bucuros că nu a rămas creiere matale pe bordul mașinii. Să știi că Dumnezeu te-a păzit. Pot să spun și astăzi că Dumnezeu m-a păzit și eu zic că mă va păzi până la sfârșit. Pe mine, pe soția mea și toată activitatea mea nu fac altceva decât spun, Doamne, ai milă de mine și păzește-mi mai departe. Amin.